Spuneți-mi, în ce fază sunteți cu planurile de afaceri? Larisa? Eu am terminat până acum tot ce a spus dumneavoastră, adică legat de ce am nevoie, de descriere. Mai trebuie doar să aleg piața, adică să fac acel chestionar. N-am primit notificare că ați postat și videoclipurile și nu știam exact unde să intru să fac chestionarul respectiv. Dar acum am văzut. Nu mi-a arătat notificarea. Ok. Deci, practic, ideea de afacere care este? În ce domeniu? Cu salonul de make-up. Salon de make-up în Timișoara? Da. Bun. Și investiția o ai configurată cu buget și cu surse de finanțare? Am deschis aici structura planului. Păi da, am făcut, am scris așa, în mare, n-am dat valori, adică n-am pus un preț la fiecare, că nu știu exact, dar în schimb am spus tot ce am nevoie. Hai să încercăm să ajungem la un buget cu valori, nu să, eventual căutând pe internet sau din nu știu ce alte surse, să încerci să obții niște valori pentru cam care sunt componentele, în ce trebuie să investești. Păi într-un birou, adică într-un mobilier unde să-mi depozitez toate materialele pe care le folosesc. Am spus o măsuță cu două fotolii eventual pentru cei care așteaptă, un cuier și eu aș vrea să fac, adică am în cap să fac și o mică baie în caz de ceva sau ca să-mi spăl și eu ustensilele și, na, înțelegeți? Bun, hai să o luăm altfel. Câte scaune de make-up vrei să ai? Unu sau două? Unu. Ok, deci în primul rând ai nevoie de un spațiu pe care înțeleg că îl vei închiria, da? Nu-l cumperi. Da. Deci avem un spațiu închiriat, în el elementul de bază va fi un scaun de make-up. Da. Deci presupun că va fi o încăpere în care va fi scaun cu oglindă, cu da. Pe lângă vei avea toate instrumentele. Da. În altă parte, o încăpere distinctă, presupun, ar trebui să ai un spațiu de depozitare, chiar dacă îți vreo 3-4 metri pătrați, nu mai mult. Depozitare pentru ce? Pe ce spuneai și tu mai devreme, pentru materiale, nu? Da, dar alea se pot depozita în sertare, adică să fie o mobilă, cum ar veni ca un fel de birou, cu mai multe sertare și acolo se pot depozita, că nu sunt foarte multe, sunt micute. Ok, și să le ai în camera în care și... Da. Și tot acolo să fie și o măsuță cu eventual două fotolii sau două scaune. Nu necesită mult spațiu. Ok, bun. Baie, oricum ești obligată prin lege să ai o baie zilcă, da? Și dacă vin clienții și vor să aștepte, ce fac? Așteaptă în aceeași sală, de acolo unde și lucrezi? Păi eu voi face în așa fel încât să nu se suprapună foarte mult unul cu celălalt. Da, doar eventual dacă vine cu 5-10 minute înainte și dacă mai are pe cineva cu el. Adică nu vreau să fie foarte aglomerat. Și atunci stă în aceeași încăpere și investiția va... Resursele pe care va trebui să le ai prin urmare acolo sunt... cum spuneam, scaunul de make-up, cu dulapuri, cu masa și fotoliile la care așteaptă oamenii și probabil amenajarea spațiului. Da. Nu? Bun, atunci eu asta aș pune în buget, aș începe prin amenajarea spațiului, că spațiul presupun că ar trebui să aibă în condițiile acestea, cât spațiul în care lucrez, presupun că ar trebui să aibă măcar un 25 de metri pătrați, 20-25, ca să stea în el și oamenii așteptă. Hai să spunem un 25 de metri pătrați, plus baia încă, ce știu eu, 5 metri pătrați, 30. Da. Și atât, să spunem. Când iei spațiu în chirie, mai mult ca să fiu că va trebui să-l amenajezi, să-l zugrăvești, poate chiar să pui grese faianță, la un spațiu de 30 de metri pătrați, dacă zugrăvești, vorbim de vreo, poate, 1000 de euro, dacă mai pui și grese faianță, dacă e nevoie să schimbi grupele sanitare, toaletă, chiuvetă, poate ajungi cu amenajările în varianta mai simplă, că în varianta poate mai complicată va trebui să tragi curent, să ai acolo unde ai nevoie de el. Deci poate vreo 2000 de euro ar putea să fie amenajările spațiului. Din nou, depinde în ce stare e spațiul când îl iei, dar eu zic că fără un 2000 de euro mai greu o să ieși ca să-l amenajezi să corespundă cu normele. Și atunci dacă lucrările de construcții, montaj, de amenajare la spațiu ar fi de vreo 2000, asta ar putea să fie prima linie în bugetul tău.
Apoi ai avea scanul de make-up ca element separat în buget, care o să mă uit să văd că mai am bugete de la firme reale pe care le-am mai finanțat. Cred că o fi undeva în zona iar așa 1000 de euro sau cam așa ceva, din câte mă aduc aminte, scaun de make-up obișnuit. Dulap, ăla, na, nu-mi dau seama cât de mare o să fie, dar mă gândesc că tot ceva în funcție de mărime, de ordinul a 1000 de lei, poate 1500 lei, depinde cât de mare ar trebui să fie. Și setul de fotolii cu masă ar putea să fie, evident, depinde un fotoliu, că lumea poate să facă 3000, 4000, 5000 de lei, dar poate să fie mai ieftin. Deci poate împreună 1000, 1000 și ceva de euro. Sau poate spui set mobilier în încăpere și dulapul plus masa plus fotoliile, ce știu, să ajungă undeva între în zona 1500-2000 de euro. Deci cam așa aș vedea eu bugetul. Make-up, în afară de make-up, asta faci propriu-zis exclusiv make-up, nu faci nici frizerii, tuns, nici nimic altceva. Nu, decât machiaj, pensat și cam atât. Mm-hmm. Bun. La asta m-am gândit eu. Deci așa aș vedea bugetul și ai putea să și prevezi lucrurile în acest mod. Da. În aceste condiții, ca sursă de finanțare, dacă se adună tu la cât am zis, 2000 de euro lucrări plus 2000 de euro mobilier plus 1000 de euro scaunul, 5000, ceva în zona 5000 de euro, pentru 5000 de euro nu ar depune nimeni proiect să ceară fonduri nerambursabile, da, 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 ar fi efortul prea mare. Deci ca sursă de finanțare mă gândesc că surse proprii, eventual dacă dorești poți să prevezi o jumătate să fie credit bancar, dar în mod normal, pentru așa ceva, cred că din surse proprii ai încercat să faci, dacă n-ai nevoie de mai mult. Ar fi, da, mai mare deranjă să iei credit 1000 de euro sau să ceri fonduri nerambursabile 5000 de euro. Bun. Piața va fi, presupun că, oricum, pentru femei, da. Și undeva, da. Cu venituri, bănuiesc că anumite, cu vârste, le definești tu ce plajă de vârstă, cu nivel de venituri, mă gândesc că asta vei defini. Da. Și atunci ar urma să faci o analiză a pieței făcând un chestionar. Te descurci, da, că ai spus că n-ai știut până acum, te vei descurca să faci chestionarul. Da, cam că am dat. Într-un Google, oh, într-un Google, da, da, da. Mi s-a oprit microfonul, mă scuzați. Nu știam exact sigur care sunt toate etapele și am căutat filmulețul și de abia acum n-am primit notificare și abia acum am văzut că le-ați postat toate pe YouTube. Da. Și da, urmează să-l fac și să-l postez. Bine. În general, studenții obțin de rând studiu chiar și pe pagina de Facebook. Evident că la modul corect am fi interesați să îl derulăm pe grupul țintă, să ne răspundă persoanele pe care le-am definit ca făcând parte din piața țintă, acele femei cu vârstele între și între și veniturile între și între și cu anumite pretenții. Dar din punctul meu de vedere, adică ținta pentru mine este să vă obișnuiți să faceți un astfel de chestionar. Deci și dacă îl derulați pe pagina de Facebook și vă răspund prietenii care nu sunt neapărat din grupul țintă, e rezonabil. Și de obicei studenții obțin 100-150 de răspunsuri destul de repede pe pagina de Facebook. Dacă în plus mai intri poate și pe un grup dedicat, poate mai bine. Să postez link-ul și să rogi, vreau să spun, lumea să-ți răspundă. Și apoi în baza analizei pieței, preiei frumos, nu, răspunsurile ți se vor aduna într-un Google Sheet, descarci Google Sheet-ul ca fișier Excel pe calculator și îți prelucrezi răspunsul la întrebări, adică îți faci niște grafice poate cu răspunsurile, câți au răspuns așa, câți altfel, copiez în capitolul 3.2 fiecare întrebare, copiez graficele cu răspunsurile și le comentez puțin. La întrebarea cu tare, atât au răspuns așa, deci se concluzionează că nu știu ce. Și la 3.3 facem strategia de marketing cu cele patru componente, politica de produs, preț, promovare, distribuție, legându-le, bineînțeles, de concluziile analizei. De vreme ce cele mai multe femei respondente au spus că ar vrea chestia asta, automat configurăm serviciul nostru așa încât să conțină asta, 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 conform, mă rog, nevoilor lor. Și astăzi o să vorbim despre planificarea financiară. Aș vrea să văd și pe ceilalți însă în ce stadiu sunt. Hai să vedem. Bianca? Bună ziua!
Bună ziua! În ce stadiu ești cu planul de afaceri? La început. Nu l-am... La început. Care e ideea de afaceri? O mică brutărie. Am vrut cu produse de panificație artizanale, oarecum, mai diferite. Ok, bun. O brutărie mică, asta înseamnă... Da, un fel la colț de stradă, gen o cât mai mult o afacere mai de familie, mai mică, cu produse mai selecte pentru anumiți clienți. Ok. Și n-ai pus încă nimic pe hârtie, să înțeleg. Nu. Am lucrat cu destul de multe brutării în decursul anilor și cu unele mari, dar cea mai mică la care mă pot gândi e una finanțată relativ recent, în ultima sesiune, pe Startup Nation, deci cu buget de vreo ceva de ordinul 40.000 de euro, ceea ce, mă rog, în cazul tău mă gândesc că ai închiria un spațiu, nu? Da. Ai închiria un spațiu și tu și ar trebui să-l amenajezi, pentru că lucrând, mai ales în cazul tău, cu produse alimentare, va fi nevoie să respecti reglementările sanitar-veterinare. Și asta va însemna că va trebui să asiguri niște fluxuri acolo, în sensul că vei avea un spațiu de depozitare unde spui, eu știu, făină, de ce mai ai tu acolo. O să ai o altă intrare pentru personal, care teoretic ar trebui să se schimbe, intră într-un spațiu în care se face producția. Deci, de acolo mă gândesc că intră, preiau materia primă, nu? Că tu pornești pe spun de la făină, drojdie și faci aluatul și da, faci costă de panificație. Și pe de o parte ai nevoie de ceva cu care să malaxezi aluatul, dar un cuptor, în mod special un cuptor, e cred că utilajul cel mai important. Da. Da. Nu-mi dau seama de capacitate, dar probabil cuptorul va fi cel mai scump. Nu știu dacă tu acolo vei avea un dospitor, dacă îți trebuie un malaxor, de aia zic, nu știu ce capacitate vrei să faci, un malaxor în care să faci aluatul. Da, mi-ar trebui și malaxor și dospitor. Și da. De asta spun, în funcție de capacitate, o firmă cât de cât bănuiesc ar cumpăra făina ca și ciclu de exploatare. Aprovizionează în cele ori aprovizionat cu făină. Da. Apoi făina trebuie să o ții la maturat măcar 14 zile. Pentru asta, în mod normal, ai folosi un siloz pentru făină. Că o fi de un metru cub, că o fi de 100 metri cubi, în cazul tău, dacă ești mică, vrei ca afacere, mă gândesc că vrei ceva de ordinul a un metru cub sau poate chiar mai puțin la un moment dat. Da, poate. Un metru cub, un metru cub sau o tonă. Pe măsură ce lucrezi, mă gândesc că iei făina din siloz, ai nevoie de malaxor, să faci amestecul, să o malaxezi, eventual, dar nu cred că e cazul, cred că, nu știu, aici tu decizi dacă o formatizezi manual sau nu. Firmele un pic mai mari au utilaje care taie bucățile la dimensiunile, la forma care trebuie. Da, știu utilajele alea. De văzut dacă îți iei așa ceva sau nu, sau faci tăierea manual cumva. Da, dar ar trebui să fie utilaje mult mai mici, că și spațiul e cât de cât redus. Nu. Ei, na, tu trebuie să corelezi spațiul cu utilajele cu cât vrei să produci. Bine, pleci de la cât vrei să produci și în funcție de asta alegi utilajele și spațiul, bineînțeles, și numărul de oameni care trebuie să lucreze acolo, care bănuiesc va fi ceva de genul 2, nu cred că mai mulți. Da. Dacă te gândești la o chestie mică, tu și cu încă cineva. Da. Și atunci bugetul mă gândesc că va conține nu spațiu că nu-l cumperi, nu cheltuiala cu chiria, că ai o cheltuială curentă, nu e o investiție, însă pentru că va trebui să asiguri aceste fluxuri pentru a respecta normele sanitare veterinare, mai mult ca sigur că vei avea de făcut lucrări de amenajare, gen să spargi un perete, să faci un perete despărțitor, să pui gresie, faianță, să zugrăvești, să tragi prize, să tragi apa unde ai nevoie de ea. Și astfel de lucrări, eu cred că în cazul tău vor ajunge liniștit, vor trece de 5.000 de euro. Din nou, o scot din burtă pentru că n-am de gând să știu cum ar putea arăta spațiul când îl preiei, dar din experiență mă îndoiesc că vei găsi un spațiu în care să nu fie să nevoie să bagi vreo 5.000 de euro ca să aduci în forma
necesară ca să faci chestia asta. Sigur. Da. Foarte posibil, sigur că mai mult, dar de zic, măcar o 5.000. Și atunci mai departe, în spațiu tu prevezi echipamentele, tu vezi din nou, poate că la dimensiuni mici nu-mi dau seama cât de mică vrei să fie dimensiunea, poate n-ai nevoie de toate, dar dacă crezi, un silos poate pentru depozitare, mai departe malaxor, mașină de formatizat, dospitor, poate cuptorul care va fi piesa cea mai importantă și habar n-am, poate chiar mașină de feliat, nu știu cum vrei să vinzi pâinea sau poate o mașină de ambalat dacă vrei să o vinzi la pungă. Cam astea cred că sunt. Pe lângă, bineînțeles, că o să ai nevoie de niște rafturi pe care afișezi pâinea dacă vinzi, că de acolo ai zis că și vinzi. Da. Nu, un pult, un calculator în care ții evidența cu poate un soft de gestiune. Cam acestea mă gândesc că vor fi componentele bugetului. Și eu în locul tău le-aș trece frumos în Excel pe formatul de buget pe care noi l-am făcut împreună. Îl găsești că am da, pus modelul de buget. Da. Treceți frumos în Excel elementele astea și mai departe va fi nevoie să le stabilești două, trei. Da, ca să poți avea un preț. Ai nevoie să știi cât, că dacă eu zic cuptor pentru pâine, ok, poți găsi cuptor cu păi 3.000 știu. De euro și poți găsi cuptor cu 5.000. Ce îl face diferit? Parametrii tehnici, în special capacitatea de producție. Și atunci ar trebui să stabilești cam care vor fi parametrii tehnici, capacitatea și poate ce mai fi relevant de la caz la caz. De obicei, sunt 2-3 parametri mai importanți pentru fiecare utilaj. Evident că nu le interesează culoarea sau greutatea sau mai știu ce. De obicei sunt 2-3 parametri pentru fiecare utilaj care sunt foarte relevanți. Și în locul tău, după ce aș face lista cu echipamente, aș da un search pe Google. Asta afară de cazul că poate ai deja niște cunoștințe, nu te-am întrebat. Ai pe cineva poate în familie care lucrează și știe mai mult. Da. Dar ai. Da. Ok. Dacă ai, excelent. Și atunci poate că te îndrumă. Dar altfel, dă un search pe Google să găsești site-ul ale producătorilor de echipamente pentru panificație, intri pe site-urile lor și vezi cam ce utilaje de capacități mici cum vrei tu au. Și în felul ăsta le stabilești caracteristicile și găsești ulterior niște prețuri pentru ele și îți faci bugetul. Nu ar trebui să fie complicat. Iar ca afacere, ca sursă de finanțare, nu vorbim de punctul care e 2-3, ca sursă de finanțare, dacă ce știu eu, ajungi la, mă gândesc, câteva zeci de mii de euro. În Timișoara sau unde? Arad, Timișoara. Eu sunt din Arad, da? Oriunde, orică Arad, orică Timișoara. S-ar putea finanța și din Startup Nation. Eu v-am prezentat. Startup Nation se acordă 44 de mii de euro. S-ar putea finanța și din România Startup Plus. Acolo se acordă până în 40 de mii. Vi l-am prezentat și pe acela. Ideea e că pe Startup Nation și pe România Startup Plus s-ar putea cumpăra cam tot ce am văzut până acum, mai puțin lucrările de construcții montaj. Deci amenajarea aceea spațiului ar trebui făcut din fonduri proprii. Dar restul toate s-ar putea finanța din aceste fonduri, oricare dintre ele. Și dacă vreau fonduri mai mari? Dacă vrei mai mult, există pe programul operațional regional, vi l-am prezentat și pe acela și vei găsi link-ul și pentru el pe pagina de pe grupul de Facebook. Pe programul operațional regional, sub măsura 2.1A pentru micro-întreprinderi. Acolo se acordă până la 200.000 de euro. Ar putea acolo să fie făcute și lucrări de construcții și cumpărate echipamente. Lucrările de construcții ar fi însă eligibile numai anumite condiții de spațiu. De exemplu, dacă ești proprietar pe spațiu sau ai drept de superficie, din câte mai aduc aminte, la spațiu închiriat nu sunt eligibile. Deci ar presupune și fondul propriu. Da, cel puțin pentru acele lucrări de amenajare. Da. Eu știu, mai există un program de economie socială care acordă până la 100.000 de euro și acum se va deschide un program. S-ar putea ca și universitatea să participe la el, se va deschide un program destinat direct studenților și se vor acorda până la 100.000 de euro pentru înființarea de afaceri de către studenți. Unde, din nou, vor fi cam toate cele pe care le-am postit vor fi eligibile, din nou mai puțin lucrările de construcții. Okay. Deci, variante de finanțare există.
Și atunci, în opinia mea, așa ar trebui să reiese structura. Fonduri nerambursabile pentru componentele care ți-am spus că ar fi eligibile, respectiv fonduri proprii pentru lucrările de construcție, pentru amenajarea spațiului, din raportat la bugetul pe care îl vei construi. Okay. Piața, mă gândesc că va fi foarte zonală, nu? Dacă vrei să vinzi undeva într-un cartier, mă gândesc că te adresezi oamenilor din cartierul respectiv sau cum vezi tu lucrurile. Păi da. Adică nu e ca și cum vrei să vinzi pâine, că sigur că sunt companii care produc într-un loc și vând prin intermediari. Da. Au mașini și le transportă că prin tot felul de alte localități, dar nu îți propui asta. Tu propui să... Deocamdată o afacere micuță. Și vinzi la locație. De aia, da. Că știi cum e, adică dacă ai vrea să produci și să vinzi prin intermediari, ai avea varianta să găsești un spațiu undeva la periferie, pentru care automat chiria pe care o plătești este mai mică, că tu oricum nu vinzi acolo, n-ai nevoie de vad. Dar dacă vrei să vinzi la locație, atunci automat îți trebuie un spațiu cât de cât cu vad, care va implica și o chirie mai mare. Deci cred că asta e opțiunea pentru tine. Da. Și ar trebui să aleg și spațiu și tot când fac proiectul. Adică să știu... Nu să-mi spui exact că este strada cu tare, colțul cu tare, dar în strategia de marketing, la punctul 3.3, când vei vorbi despre regia de distribuție, adică de arăta modul în care pâinea ta ajunge la consumatorul final, vei decide acolo că vrei să faci distribuție directă, adică nu vinzi prin magazin intermediare, ci vrei să vinzi tu direct, și pentru asta vei deschide un magazin în zona cutare pe care tu ai decis că o țintești. Nu? La punctul 3.1 tu stabilești care ți este piața. Da. Și stabilești că piața ta va fi Arad, zona nu știu care. Dacă automat ai definit această zonă ca fiind piață tot locuitorii din zona respectivă, automat tu la punctul 3.3, la strategia de marketing, la politica de distribuție, vei stabili că îți vei deschide un punct de lucru în zona respectivă, într-un spațiu închiriat, care automat, oricum le vei deveni deja, că va trebui să aibă o suprafață de, să aibă vad comercial. Deci la nivelul ăsta, nu trebuie să-mi dai cu adresa exactă, dar zona, un spațiu în zona cu tare, nu pe care vrei să o deservești. Am înțeles. Hai să vedem și ceilalți, pe cine mai avem. Adrian Popescu? Da. Hai să vedem care e situația, în ce fază e planul de afaceri. Eu acum mă gândesc să-mi schimb planul. De ce? Nu mai îmi place ideea în care am început și am văzut că cu ce mă ocup mai mult în ultima vreme și nu prea merge cu ce plan de afaceri am gândit. Și atunci am zis că mai bine să mă ocup acum pe ceea ce fac în clipa aceasta. Ok, și ce e acest lucru? În clipa aceasta am ajuns să fac foarte multă modelare 3D. Modelare 3D pentru, pentru ce domeniu? Produse și pentru landscape, gaming, bla bla bla. Sunt foarte multe chestii. Nu există ceva anume. Deci aici e general. Și produse casnice. De curând am făcut un cuptor. Acum mă ocup de un landscape pentru o imagine din asta fantasy. Deci n-am ceva. Pentru că acum trebuie să particip la foarte multe concursuri și de aceea cumva suntem de la facultate îndrumați să facem acest lucru și atunci am zis că mai bine să merg pe ideea aceasta. De acord, și, facultate, tu ești pe informatică, ești pe subun? Sau pe ce? Nu, design de produs. Design de produs, dar noi facem modelare. Am înțeles. Ok, pentru asta ce trebuie? Un soft de randare sau cu ce? Da, avem softuri de randare, cum ar fi Maya. Maya e mai mult, să vă puteți imagina, dacă știți sau dacă nu, putem face de toate, dar nu există o anumită dimensiune, cum e în Photoshop. Dacă știți diferența între Photoshop și Illustrator, că în Illustrator poți face la infinit când scoți la imprimantă și la Photoshop ai o anumită dimensiune pe care merge pe foaie. Să zicem, faci doar pentru A3, nu merge mai departe pentru că este pixelat. Na, ceva de genul și Maya, iar Rhino e un program CAD în care se fac produse exacte, adică la dimensiunile lor exacte și când sunt date mai departe către ingineri, roboți, bla bla bla, ele o să iese exact cum trebuie. Deci acolo sunt dimensiunile stricte. Iar Maya se lucrează indiferent. Poate fi și la infinit. Ca buget afacerea asta, atunci presupun că ar avea nevoie de
O stație grafică, pe de-o parte, nu ceva Da, puternic. este pentru că un program cum este Rhino poate să coste licența pe an 5.000 de euro. Deci, Ok. e Deci, scump acum. stația grafică cu licența. Da. Mă gândesc că și ceva pentru printare, un plotter, nu? Sau plotter și poate chiar mai multe. Da. Și pentru câte persoane? Una, două persoane? Câte posturi Păi, de în lucru momentan se trebuie? poate începe cu două, trei persoane sau chiar singur. Adică nu este nevoie momentan de o echipă foarte mare. Niciodată n-a fost la început de tot. După aceea Da, sigur. am văzut că Însă, maxim două, sigur. există, dacă știți, o firmă, dar mai știu numele exact, mi-a zis și profesorul nostru de la facultate, care se ocupă pentru renderin Maya, pentru mașini care sunt scoase acum pe piață. Adică fiecare brand face acea chestie cu... Domne, are virtual, mă un pic ca să caut cum se numește, artificial, mă un pic. Lasă că nu știu și atunci oricum nu schimbă cu nimic. Nu știu asta. Da, e mai Bun. mult, puteți să vedeți mașina cumva la dumneavoastră acasă dacă aveți pe telefon, puneți camera telefonului și vă proiectează direct mașina în curte, să zicem. Și Am puteți să o înțeles. vedeți. Și există deja firme care se ocupă și aceasta e nevoie doar de o modelare 3D. Am înțeles. Bun. Păi hai, atunci să dăm bătaie. Și clienții înseamnă că ar fi firme din diverse domenii. Da, nu există o Ar trebui limită. să, da, să încercăm, da, știu, dar nu, problema, dacă sunt limite, problema e pe cine vrem să ne focalizăm, că pe cineva trebuie să ne focalizăm. Dacă mâine vrem să intrăm în contact cu cineva, nu avem de ales, trebuie să selectăm. Adevărat. Încerc. Deci ar trebui cumva definită piața mai departe. Da. Bun. Hai să vedem pe cine mai avem. Andreea, cred că n-am vorbit, nu? Andreea. Cu mine sau mai e altă, Andreea? Nu mai văd alta. Ah, bun, cu mine ați mai vorbit. Eu vreau să fac acel centru educațional și eu sunt mereu tot pe ideea asta și am ajuns până la partea de identificare a pieței. Și e ok, merge bine. Deci chiar nu am probleme. Bun, și chestionarul, înțeleg că nu e dat drumul. Poți să-i dai drumul la chestionar? Să-l pun, da, ok. Să-l pun pe grup. Și pe grup, sigur că da. Bun, bun, bine. Bun, hai să vedem. Claudiu. Da. Eu momentan am făcut doar chestionarul, l-am pus și pe grup. Cred că s-a văzut. Dar nu am început încă să lucrez la planul de afaceri. Am zis că o să mă apuc luna asta sau cel târziu, luna următoare. Care e ideea ta? Că nu mai știu. Firmă de game development, de făcut jocuri video. Ah, da, ok, am discutat data trecută, da. Da, la seminar. Bun, Denis cu Formula 1. Da, bună ziua. Eu încă n-am început să-l fac. Planul Bun, de și hai afaceri. să vedem cu ce putem să te ajutăm să începi. Ce te reține ca să te ajutăm? Hai să vedem. La Nu tine care era neapărat am ideea? nevoie de Amintește. ajutor, am nevoie de mai mult timp. Da, toți avem. Care era ideea? Cu cafeneaua. Cafeneaua. Bun. Ioan? Bună ziua, domn profesor. Eu n-am făcut momentan nimic. Ok, nu e tragedie. Mai să vedem iar așa, cum facem ca să te apuci? Care e ideea de afacere? Ai ales ideea? Eu m-am gândit la tot așa la o cafenea, dar acum mi-a venit o idee și să încerc ceva și o franciză cu pariuri sportive. Nu știu dacă... Ne mai lipsea una. Fie, n-am mai avut contact cu așa ceva și nici nu mi-am dorit, dar sper să te descurci atunci, în sensul că ai avea informații oare necesare pentru a estima în particular venituri și cheltuieli. Nu-mi dau seama, Păi, cum ziceam, n-am mai avut nicio contact cu așa ceva și nici nu, cum ziceam, nici nu-mi doream neapărat. nu neapărat, am mai citit pe internet, am văzut doar că partea
dacă trebuie să-ți împarți venitul cu firma, cu societatea. Și partea, cu francizorul vrei să spui. Cu francizorul, da. Și partea mea ar veni din încasări, nu din profit. Și asta mi s-a părut o idee destul de ok. Adică la ce franciză am văzut eu chestia asta. Da. Deci din vânzările pe zi. Mă gândesc că e nevoie să ai capital. Nu cunosc procesul, sincer. Adică oamenii vin, pariază, da. Câștigă banii. Tu trebuie să ai niște bani, totuși, în afară de banii pe care încasezi. Trebuie să ai un anumit capital, presupun. Am citit și asta. Trebuie să ai o parte de bani, nu știu, puși deoparte. Da. 20.000, 30.000 de euro. Da, asta dacă le poți afla, eu nu le cunosc, n-am avut contact cu așa ceva. O să mă interesez mult mai bine. Bine. Așa, Iulian. Da, bună ziua. Eu momentan sunt la descrierea generală a afacerii. M-am gândit la o idee de la o afacere cu aplicații mobile, în domeniul aplicațiilor meu. Investiția la început nu cred că ar fi chiar foarte mare. În general vreau să mă axez mai mult pe jocuri pentru mobile. Pentru asta aș avea nevoie de o stație de randare pentru Maya sau Blender. Poate ceva bani ce trebuie investiți în publicitate pentru a face aplicațiile și jocurile mai cunoscute. Asta n-aș pune însă în buget, adică nu ar fi o investiție, ar fi niște cheltuieli curente cu publicitatea. Da. Deci stația, licența efectivă și rest mărunțișuri, presupun. Adică, probabil că ar fi necesare diverse telefoane cu sisteme de operare diferite ca să testezi aplicațiile pe ele, de obicei. Da, bine. Necesare. Da, aplicațiile pot fi testate și de exemplu, un Android Studio pentru platformele de Android. Bine, cred că ar fi mai ok dacă ar fi câteva telefoane. Uh-huh. Da, ar fi o idee bună. De obicei, asta am văzut la firme care fac soft. Să țină, calculatoare, telefoane, diverse tipuri, să facă mereu teste, să vadă cum funcționează pe ele. Și ar lucra cât? Un om, doi oameni? Câte posturi de lucru ar fi? La început, nu cred că aș avea nevoie de mai mult de doi oameni. Poate. Deci ar trebui să prevedem pentru fiecare stație, licențe și sigur că un birou cu scaun, cu ceva. Un om poate pentru partea de cod și un om pentru partea de grafică. Eu zic că ar fi suficient. Ok, cât mai puțin, pentru că e clar, în primele luni vor genera cheltuieli. Da. Și venituri nu vor exista. E o chestiune foarte serioasă asta în domeniul ăsta, că vor trece multe luni până când va fi, presupun, gata o versiune care să poată fi pusă pe piață. Da. Și lunile astea oamenii trebuie plătiți. Da, la început, bine, dacă nu se poate. Nu, să fac eu o parte din treabă și să plătesc numai un om, poate, pentru grafică și să fac eu partea de cod. Atunci ar fi cheltuielile reduse mai mult. Ok. Sau poate că are sens în domeniul ăsta mai mult decât în altele, să te asociezi din start cu cineva, așa încât să poată lucra amândouă persoane fără să fie remunerate prin salarii până când vin venitul. Da, și asta. M-am gândit și la ideea asta. Sigur, asta. Adică se întâmplă de multe ori în practică, nu înseamnă că nu e dificil, pentru că oamenii care lucrează și dacă sunt asociați, nu înseamnă că nu trebuie să mănânce. Lucrez 20 de ore pe zi pentru tine, dar trebuie să și mănânci. Dacă n-ai venituri din altă parte, ce faci? Aici ce să zic? Există programele cu finanțare nerambursabile pe care le-am pomenit mai devreme, unele permit și acoperirea de cheltuieli curente, cum sunt cele cu salariile. Și Startup Nation și România Startup Plus și programul care apare acum pentru studenți
vor permite decontarea de cheltuieli cu salariile pe perioade de un an, chiar un an și jumătate, unele dintre ele. Deci s-ar putea ca așa ceva să fie potrivit, pentru că clar va trece poate jumătate de an înainte să existe ceva ce generează bani. Da. Perioada în care se impun afilete salarii și poate chiar și o chirie, deși se poate lucra, presupun, și de acasă, dar de obicei spațiu cât de mic e util. Mi se pare că trebuie închiriat spațiu dacă ai mai mult de 2 angajați, din ce am înțeles. Acum nu știu sigur, dar... Obligatoriu nu e. Poți, dacă ai o cameră acasă, poți o aloci în baza unui contract de comodat pentru firmă și la revedere, sau poate să lucreze fiecare de acasă, dar e clar că comunicarea uneori e dificilă când lucrezi la distanță. Da, este așa. Și așa că de obicei firmele de IT cu 2-3 angajați preferă, cred că, să închirieze un spațiu mic și să lucreze de acolo. Da, ce să zic. Deci, ideea e că s-ar putea plăti chiria dintr-un astfel de program și salariile pe o perioadă de 12 luni sau chiar 18 luni pe un program de economie socială. Ceea ce probabil ar fi potrivit, nu? Pentru astfel de idee. Că e greu să vii de acasă cu salarii pe 6 luni și chirie. Și te mai adună contabilitate și cât ori mai fi. Bun, hai să vedem mai departe pe cine mai am. Larisa. Larisa Drăgănescu, cred că n-am vorbit, nu? Da, nu, n-am vorbit astăzi, nu. M-am gândit la o sală de fitness și am făcut până la surse de finanțare și mai am de făcut formularul. Ok, noi am mai vorbit, cred că. Adu-mi aminte însă puțin, că știu că te-am mai întrebat. Sală de fitness, dar nu era neapărat, sau era și sală de forță cu aparate clasice? Da, sunt ambele. Da. Și dacă ai făcut bugetul, cam ce ai pus acolo? Cam ce suprafață crezi că o să ai? Cam ce echipamente? Cam la cât ajungi cu valoare? Ajung cam la 57.000. Poate deci, n-am... de euro? Da. De euro. M-am gândit într-un imobil, deci categoric va trebui finisaje făcute, anumite gresie, faianță, parchet. Parchet, presupun, nu cred că pe gresie faci că se sparge imediat. Da, eventual la toalet, la baie. Aia, da. Cam ce spațiu crezi că ți-e necesar pentru ce vrei? Cam 400 de metri pătrați. 400 de metri pătrați. O chirie, mă gândesc, cât de mare. Și care ar fi unde? În Timișoara? Da, Timișoara. Ok, bun. Spațiul va fi închiriat, prin urmare nu implică o investiție în mod direct, dar vor fi cheltuielile lunare cu chiria, sigur, destul de consistente. Amenajarea spațiului, în schimb, așa cum discutam și cu colegii, va reprezenta o componentă a investiției, că va însemna pus parchet pe jos sau grese și faianță în baie sau schimbat de grupuri sanitare, pus dușuri, toalete, chiuvete și ce mai trebuie acolo. Deci da, vor fi aceste lucrări de amenajare. Apoi vor fi echipamentele propriu-zise, presupun, da. Și mă gândesc că va fi la recepție un pult cu ceva, da, calculator. Ceva calculator, exact, soft de gestiune, trebuie să scoți, să faci abonamente, da. Un cititor de card, lucruri de genul ăsta. Bun, ok. Larisa Trocan. Am vorbit prima dată noi. Da, așa, da. Și Maria. Da, bună ziua. Eu am început despre descrierea generală și nu prea sunt sigură. Am făcut despre firmă producătoare de sticlă. Eu ca firmă producătoare de Scuze, sticlă. Scuze, producătoare de? Sticlă. Sticlă? Da. Nu prea sunt sigură de afacere. E, sticlă însă, ce fel de sticlă? Pentru ferestre sau da, ce fel de sticlă? Da, ferestre. Sticlă normală sau termoizolantă pentru termopane? Termopane. Deci, practic, ar fi doar producerea sticlei, nu și a tâmplăriei. Da. Doar sticlă. Înseamnă că clienții ar fi firmele de tâmplărie care
fac montaj și care cumpără pod dintr-o parte, tâmplăria, din altă parte sticla și vin și le montează, cam așa, cam aici, da, ne încadra. Da, eu doar fac deci, sticla. Deci clienții ar fi firmele care montează. Da. Preiau comenzi, trimit mai departe și apoi fac montajul. Nu știu, da, n-am lucrat. Am lucrat cu firme care montează, dar n-am lucrat cu firme care fac sticla. Deci nu-mi dau seama, nu știu ce utilaje trebuiesc. Ai avut contact cu așa ceva, știi mai bine? Nu am avut contact. M-a inspirat un om care se ocupă, un prieten de-al familiei, dar nu l-am întrebat personal. Și e posibil să ai o discuție ca să poți pune pe hârtie operațiunile prin care trece și ce spațiu și echipamente sunt necesare? Da. De aceasta m-am gândit să încă și pe respectivul, să văd cât, cum. Da, ar trebui să vedem tipologia de clienți. Eu presupun că sunt firmele care fac montaj, dar poate vor mai fi și alții, dar da, nu prea văd cine. Îmi imaginez că procesul este acesta, că un client final, gen persoană fizică, zicem eu, fac comandă la o firmă care face montaje și mai departe firma aceea are contract cu tine și separat, presupun, cu o firmă care face tâmplăria. De obicei așa se întâmplă, din câte am avut eu contact. Îi primești dimensiunile, presupun că aprovizionez și de văzut cu ce aprovizionez, în ce formă vine materialul, ai niște operațiuni de prelucrare, mai departe de văzut cum se ambalează ca să fie sigur la transport și se livrează, presupun, către firma care face montajul. Da. Deci de văzut care este materia primă care intră, care sunt informațiile, vin dimensiuni, presupun, de la firma care execută, care e materia primă care intră, care sunt operațiunile de prelucrare, în ce moment se depozitează și ce spațiu e necesar în depozitare. Mai departe, care sunt operațiunile de prelucrare, gen tăiere, că mă gândesc că pornim tot de la o sticlă mai brută, mă gândesc că nu se face de la zero. Mă gândesc, nu știu, nu? Așa e. Mă gândesc că s-or fi cumpărând panouri și se taie numai, nu? Mă gândesc că la așa ceva ne rezumăm. Da. De văzut. Deci dacă se cumpără, cum se descarcă, cum se depozitează, în ce condiții, deci automat cât spațiu ne trebuie, se primește comanda, se taie la dimensiuni, presupun, cu unul sau mai multe utilaje speciale pentru chestia asta, cum se ambalează, cum se livrează, informații despre cum se face plata către furnizori, cum se face încasarea de la clienți și mă gândesc că asta din ciclul de exploatare. Ceea ce voiam să vă întreb la sursele de finanțare, cam ce ar trebui? Păi, în primul rând, evident, trebuie să ajungem la un buget al investiției, în care presupun că va intra, dacă tragem concluzia că avem, ce știu eu, nevoie de un spațiu de 200 metri pătrați și dacă decidem să includem acel spațiu în investiție, asta înseamnă, presupun, să cumpărăm terenul, să facem un proiect tehnic, să construim pe el hala cu depozitul, cu ce-o fi, și mai departe să cumpărăm utilajele. Poate o să avem nevoie și de un mic birou cu un calculator, cu ceva. Îmi pariu că tăierea, debitarea se face acum automatizat. S-ar putea să fie aparate, tehnologie laser care le programează și optimizează tăierea automat de pe o coală, cum s-o fi numind, o bucată mare de sticlă. Probabil că dacă vrei să o tai pe dimensiuni, pe calculator introduci dimensiunile și există softuri de optimizare care o tai automat ca să fie pierderile cât mai mici. Atunci automat ar fi nevoie, dacă așa e, de un calculator cu un software special, cu mașina de tăiere. Bănuiesc o masă care face o tăiere automată, poate laser. Nu-mi dau seama. Și atunci mai departe, ori mai fi unele operațiuni, nu știu, de finisare. Deci dacă toate lucrurile astea ar intra, nu terenul, cu executarea lucrării, cu realizarea construcției, cu echipamentele, inclusiv calculator, software, toate acestea clar ar duce la o sumă un pic mai mare, adică dacă vorbim de un spațiu de producție, probabil că prețul pe metru pătrat ajunge la vreo 500 de euro. Deci dacă am vorbit de 200 metri pătrați, cum am scos eu acum un pic din burtă, am vorbit de vreo 200 metri pătrați, 500, ar însemna vreo 100.000 de euro pe puțin. Plus teren,
plus echipamente, bănuiesc că batem undeva către 200.000 de euro în logica aceasta. Și dacă ajungem la un buget într-adevăr de 200.000 de euro de investiție, din ce îl finanțăm? Ce de finanțare folosim? În ce oraș? În Timișoara sau unde am vorbit? Da, în Timișoara. Deci dacă vorbim de Timișoara, de mediu urban și de valoare de 200.000 de euro, cred că singura opțiune ar fi programul operațional regional măsura 2.1a, pe care v-am prezentat-o și găsiți link-ul. Pe această măsură se acordă până la 200.000 de euro pentru investiții de acest tip în mediul urban, deci în Timișoara inclusiv. Din total investiții, adică de exemplu dacă bugetul ar fi de 200.000, se acordă finanțare nerambursabilă 90%. Adică ar fi 180.000 finanțare nerambursabilă și ar fi nevoie de o contribuție proprie de 10%. Acum nu mai intru în detalii, nu știu dacă e cazul, din ce am discutat noi, eu spuneam teren, proiect, clădire, nu toate acestea sunt eligibile. Cumpărarea terenului n-ar fi eligibil, adică subvenția n-ar putea să acopere terenul și nici proiectul tehnic decât o mică parte din el. Deci hai să zicem că s-ar putea folosi banii pentru construcție și echipamente și soft, dar nu pentru teren și pentru proiectul tehnic. Dacă vorbim de sume mai mici, până în 100.000 de euro, să zicem că nu s-ar face clădirea ce e închiriată, de aceea și-ai cumpărat numai utilajele, atunci s-ar aplica cam toate programele celelalte pe care le-am pomenit. Și atunci, de la caz la caz, după ce ai bugetul, de văzut, ar putea să fie una dintre programele, acestea ca surse de finanțare nerambursabile, plus poate ceva fonduri proprii, plus poate un picuț de credit bancar. Am simulat, cred că împreună, un grafic de rambursare pentru un credit pe termen lung. Mulțumesc! Sigur. Mai am pe cineva cu care n-am vorbit? Nu știu. Nu cred. Bun. Astăzi vorbim despre planificarea financiară. Începem să vorbim despre planificarea financiară. Dintre voi, dintre cei prezenți astăzi, cine e de la FEA? Am pe cineva de la FEA? Eu, Maria Dolor. Așa și Bianca. Pentru că ceilalți, mă gândesc că nu prea n-ați avut contact cu contabilitatea. Materie de antreprenoriat ați mai avut poate transversală, s-a mai făcut. Mai este o materie transversală de antreprenoriat cu Adrian Pășcuț, a fost cineva la ea? Nu. Bun. Atunci hai să o luăm cu câteva noțiuni. Aș vrea să vă pun câteva întrebări ca să-mi dau seama ce știți, ce nu știți. Nu interveniți, vă rog, cei de la FEA, vreau să văd ceilalți ca să știu de unde să o iau. Poate spune cineva, de exemplu, ce este cifra de afaceri a unei firme? Știe? Sunt banii pe care îi vehiculează o companie. Banii pe care îi vehiculează. Venituri. Știți ce înseamnă venituri? Banii care intră în firmă, adică. Da, nu știu să-i spun. Ok. Cheltuieli. Banii pe care firma îi dă în alte părți, pe diverse lucruri de care are nevoie. Și profit? Cel care se calculează la final de an? Se calculează oricând. Și lunar se calculează și anual. Dar ce înseamnă? Venit mai mare decât cheltuieli. Deci venituri minus cheltuieli. Ok. Bun. Așa, cred că atunci aș începe cu finalul. Stați să vă caut. Eu v-am postat pe grup mai multe exemple. Dați-mi voi numai o clipă să vă găsesc, să vă postez un exemplu de buget de venituri și cheltuieli și să o luăm după aceea invers. Imediat. Numai o clipă, vă rog.
Bun. Am o grămadă de bugete făcute, unele, cred că cel puțin zeci, dacă nu sute, făcute așa în timpul orelor, fie cu studenți la diverse discipline, dar am foarte multe făcute și cu antreprenori adevărați în cursuri ținute pentru antreprenori, simulări făcute pe ideile lor pe care vreau să le implementeze. Am găsit aici ceva, de exemplu, pe panificație, că spunea panificație, patiserie, că aveam pe cineva. Automat sunt superficiale, dar ceva de genul ăsta ar fi foarte ok dacă ați face din punctul meu de vedere. Hai să spunem că acesta ar fi un final al planificării noastre. Un buget de venituri și cheltuieli. Acum, ca să vă ajut, îl vedeți, presupun, nu? Acest tabel. Îl aveți acum proiectat, sper. Astăzi și probabil data viitoare discutăm despre cum ajungem la un astfel de buget. Pentru a încadra problematica. Am stabilit ideea de afaceri. Ne-am stabilit ciclul de exploatare, adică ce facem zi de zi. Acția curentă, că cumpărăm sticlă, o tăiem, o livrăm, sau cumpărăm făină, o ținem la maturat, producem pâine, vindem pâine în casă. Deci ne-am pus pe hârtie proiectul de ciclu de exploatare și din el ne-am dat seama în ce ar trebui să investim. Ne dăm seama că pentru a produce pâine avem nevoie de ce povesteam noi mai devreme, siloz, malaxor, de asta, mașină de formatizat, cuptor și așa mai departe. Deci am ajuns la o listă cu componentele investiționale, le-am stabilit specificații tehnice, am făcut pe seama aceasta un buget de investiții, a ajuns poate la, ce știu, 5.000 de euro, 100.000 de euro, am găsit surse din care să finanțăm investiția, acum dăm drumul la implementare. Să spunem că durează câteva luni sau un an de zile până când facem implementarea. Să nu vă gândiți că durează câteva zile. Dacă luăm, ce știu eu, sala de sport a colegii, înființez firma, caut un spațiu, am avut anul trecut o surpriză foarte mare, având la UVT, după cum v-am povestit, în total sute de beneficiari pe care UVT-ul i-a finanțat, aproape toți, marea majoritate, au avut probleme foarte serioase în a găsi spații corespunzătoare în care să-și desfășoare activitatea, spații pe care să le închirieze, vreau să spun. Deci s-ar putea să treacă luni de zile până găsești un spațiu corespunzător și să bați palma să ajungi să-l închiriezi. Mai departe va trebui amenajat. Să amenajezi 40 metri pătrați nu se face instantaneu. S-ar putea liniști să dureze o lună, două, sper să nu dureze mai mult. Între timp, vrei să cumperi echipamentele, mai ales dacă folosești și fonduri nerambursabile. Nu poți să mergi direct la furnizori, îi plătești banii jos și gata, ți-a livrat. Trebuie să derulezi o procedură de achiziție transparentă. Că altfel, dacă ai putea să mergi la cine vrei, ai venit la mine, mă întreb cât face, nu știu ce echipament, aparat, zic că 5.000 de euro. Pune-l 10.000, eu îl vând cu 10.000, tu îmi dai 10.000 de nerambursabile și îți dau înapoi cei 5.000, simplificat spus și așa e fără bani. Și atunci sunt din motive de genul ăsta, ca să nu se fure bani sau, pe de altă parte, pentru a se acorda oricărui furnizor oportunitatea de a face o ofertă, de a vinde și el când e vorba de fonduri nerambursabile, trebuie să dureze o procedură de achiziții cumva mai transparentă. În variantele cele mai simple, de obicei, trebuie măcar să ceri trei oferte de la furnizori diferiți și îl alegi pe probabil cel cu oferta cu prețul cel mai mic. Ideea este că procedura durează și ea. Faci un cai de sarcini, îl trimiți la niște furnizori, le dai tren poate că o săptămână, trimit ofertele, le deschizi, desemnezi câștigătorul, invit să semneze contractul, ai semnat contractul, de aici mai departe deja hai să zicem că îți va tăia o factură de avans. Îi plătești un avans, de obicei furnizorii de echipamente nu livrează pe loc, că nu au pe stoc. De foarte multe ori plătești avansul și durează poate o lună, două, poate chiar trei, până când îți livrează echipamentele. Le montezi, mai cumperi mobilier, calculatoare, deci liniștit poate să ajungă toată perioada asta la un an de zile.
de implementare a investiției. Ok? Dacă ai și construcție, cu atât mai mult se prelungește. Faci proiectul tehnic, obții autorizația de construire, numai cu asta poți să pierzi liniștit vreo 6 luni de zile. Iarăși, faci proiectul de achiziție pentru firma de construcții, semnezi contractul, începe firma să execute, să ai noroc numai să fie exact primăvară, că dacă ai noroc și e toamnă sau iarnă, nu se poate apuca, că e prea frig, e înghețat afară, nu poți să zape fundațiile până în poate martie. Deci când sunt și construcții, poate să dureze liniștit 2 ani de zile, dacă nu mai mult. Deci ce vreau să spun este că investiția aceea din bugetul vostru s-ar putea să nu se facă instantaneu. Nu am un utilaj, mă gândesc că mâine mă duc în magazin, îl cumpăr și gata, dau drumul. De obicei durează măcar luni de zile, dacă nu un an, 2 ani de zile. Și vă rog să interveniți. Cei care n-ați avut contact cu așa ceva, poate sunteți mirați. Deci puneți-mi întrebări, nu nicio problemă, putem discuta. Dar vă spun, nu îmi vine minte vreo situație în care să încep de astfel mâine. Va dura tot timp. Numai dacă mai iau în calcul și timp necesar pentru autorizări, s-ar putea să pierzi luni de zile până obții autorizații pe spațiul respectiv, de care e nevoie de la caz la caz, de la primărie, de la Agenția pentru Protecția Mediului, dacă ai nevoie de așa ceva, depinde ce faci. Din ce am discutat noi, poate producția de sticlă poate ar avea nevoie. De la Direcția Sanitară Veterinară, pentru panificație, în mod sigur ar fi necesară. La salonul de machiaj, posibil, nu cred, posibil să fie nevoie de autorizație de la Direcția pentru Sănătatea Populației. Cred că nu. Cred că nu. Deci, ideea este că implementarea ar putea dura. Să spunem că noi acum avem bugetul, luăm decizia să implementăm investiția și dacă am avea fondurile disponibile, tot ar lua luni de zile sau poate un an sau mai mult până am implementa investiția, până am face tot. Când se gata implementarea investiției, începe exploatarea ei. Acum, e adevărat, teoretic s-ar putea să faci o parte, gen construiești clădirea, dar n-ai finisat-o integral. Dar când ai deja finisată o parte din clădire, poți să începi, să zicem, producția și între timp mai termini investiția. Teoretic, practic, nu prea se întâmplă chestia asta. Cel mai frecvent, dați investiția, după care dai drumul, pui în exploatare, începi efectiv să lucrezi cu ea. E, vreau să mă asigur că totul mai este clar. Noi până acum am vorbit de bugetul investițional, nu? Despre cum facem investiția. După ce o gătăm, o dăm în exploatare, începem să o folosim, să rocem pâine sau sticlă pentru geamuri, termopan sau să facem machiaj sau ce facem fiecare, jocuri de calculator. E, despre asta vorbim de azi înainte, despre planificarea activității de exploatare. Planul financiar pentru primii 3 ani de activitate. Deci vreau să mă asigur că domnul a înțeles. Să zicem, durează un an până implementăm investiția, după aceea dăm drumul la exploatare. Încercăm acum să facem planul financiar pentru primii 3 ani de exploatare. Prin acest plan financiar înțeleg în mod deosebit estimarea veniturilor pe care activitatea de exploatare le va genera și estimarea cheltuielilor. Veniturile și cheltuielile le vom pune într-un buget, așa cum este acesta, un tabel pur și simplu, și trăgând linia între venituri și cheltuieli, obținem un rezultat, profit sau pierdere. Profit dacă e plus, dacă veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, pierdere dacă veniturile sunt mai mici decât cheltuielile pe un an. Că facem cu deflăcarea anuală, nu vom detalia lunar. Până aici, oare ați înțeles? Ăsta ar fi, să zicem, cadrul general. Deci produsul final va fi un tabel la care spunem buget pe 3 ani de zile. Primii 3 ani de exploatare a investiției, primii 3 ani de funcționare efectivă. Înainte de acești 3 ani vom avea o perioadă în care facem investiția. Teoretic pot exista afaceri care nu au nevoie de investiții, nu? Dar cu toții din ce am discutat aveți nevoie să faceți investiții. Atunci aveți o perioadă de investire. Sărim peste ea, nu avem bugetul pentru ea și dăm drumul la exploatare.
și acum estimăm venituri și cheltuieli înregistrate în primii 3 ani de exploatare a investiției. De ce facem investiția? Ca să câștigăm bani, discutam noi de la prima întâlnire. De ce încep oamenii afaceri? Pentru a câștiga mai mulți bani. De unde le vin banii? Lor personal, din dividende pe care firma le acordă. Cum acordă firma dividende? Dacă vă gândiți la nivelul unui an, firma speră să genereze profit, adică înregistrează venituri, cheltuieli, diferența dintre ele este pozitivă, raportează profit și distribuie o parte din profit către acționari sau asociați, ce-or fi, sub formă de dividende. Tu ca asociat sau acționar ce ești, asociat la un SRL ești asociat, din asta vei câștiga, din dividendele pe care le capezi de la firmă. Dar condiția este ca firma să obțină profit ca să poată distribui dividende. Să poată, că tot tu decizi să poți tu distribui dividende. Deci vei vrea în fiecare an să generezi venituri mai mari decât cheltuielile. Cât mai mare să fie diferența ca să poți să distribui în buzunar ca dividende. Și așa vei câștiga și îți vei îndeplini obiectivul cel pentru care intri în afaceri. Ce vă spuneam că toată lumea visează. Că la prima întâlnire discutam despre ce visează oamenii, de ce vor să înceapă afaceri. Să câștige mai mulți bani. Deci de aici vin banii. Firma trebuie să obțină profit. Asta încercăm să estimăm sau să plănuim. Să facem un plan de venituri, de cheltuieli care să ne ducă la un profit care să ne mulțumească. Și după aceea încercăm efectiv să punem planul în aplicare. Bun. Deci vom vorbi despre cum facem estimările. Vreau să vă spun că în orice plan de afaceri, deși și v-am mai spus, în practică veți găsi forme nesfârșite de planuri de afaceri, dar ele, deși sunt aparent diferite, sunt aproape identice ca și conținut. În orice plan de afaceri există doi piloni importanți. Planificarea de marketing și planificarea financiară. Prin planificarea de marketing înțeleg ce am făcut până acum, am identificat piața, am analizat-o și am dezvoltat strategia de marketing. Prin planificarea financiară înțeleg ce facem astăzi și data viitoare. Facem planul de venituri și cheltuieli. Pentru o afacere care implică și investiții inițiale și, în general, cam implică, o parte iarăși importantă va fi cea de buget de investiții. Cam acestea ar fi părțile importante. Bun. Partea aceasta de planificare financiară. Cum se regăsește ea într-un plan de afaceri? Încep cu finalul. Produsul final, ca plan de afacere, va conține un capitol clar dedicat planificării financiare, v-am spus că e foarte importantă, și în acest capitol, probabil primul subcapitol, prima secțiune, va fi una în care sunt prezentate ipotezele planificării. Apoi va exista probabil un subcapitol destinat estimării veniturilor, un altul destinat estimării cheltuielilor. Posibil, deși deja asta implică un efort mai mare și în practică se iubește foarte mult simplitatea, în mai puține cazuri se impune să estimezi și bilanț. Și atunci poate faci un subcapitol separat în care estimezi elementele de bilanț, după care estimezi sintetic bugetul de venituri și cheltuieli, în care pui veniturile de la, ce spuneam eu, sunt capitolul 2 și cheltuielile sunt capitolul 3. Sau poate estimezi în loc un buget mai special, și anume un cont de profit și pierdere, care respectă niște reglementările contabile în vigoare. Pe noi nu ne interesează cu nimic. Un buget de venituri și cheltuieli e suficient pentru noi. Și poate că la final estimezi bilanțul contabil și eventual un tablou de fluxuri de numerar. În practică, cel mai frecvent estimările se fac chiar mai sintetic decât le vom face noi. Până la nivelul la care nu mai au niciun fel de valoare. Și nu exagerez cu absolut nimic. Sunt făcute frecvent, foarte superficial. Le iau pe rând. Ce înseamnă prezentarea ipotezelor în baza cărora facem planificarea financiară? Planul nostru se va baza inevitabil pe un număr destul de mare de factori pe care nu-i putem controla pe deplin. Factori ce vin din mediul extern al firmei, cu precădere.
Cum adică factori pe care nu-i putem controla? Spre exemplu, în afacerea mea voi cumpăra făină pentru a produce pâine. Când fac planificarea financiară, va trebui să iau un calcul un anumit preț pe kilogram la făină. Din nou, eu fac un plan pe primii 3 ani de zile de exploatare și vreau să-mi planific prețul la care cumpăr eu făină. De unde știu eu cât va fi prețul la făină în 2021, 2022, 2023? Și mă gândesc și mă gândesc și mă gândesc. Și te consulți poate cu nu știu cine, mama. Și zice, eu cred că va fi un leu. Și tu pui un leu. Asta este estimare. Nu e fundamentată poate pe foarte mult, e doar opinia mamei, dar e o estimare. La fel de bine poate visezi noaptea, ai coșmarul și visezi că va fi un leu 50. Și pui un leu 50 și asta e estimare. Nu e fundamentată pe ceva foarte coerent, dar e o estimare. Poate arunci cu banul. Din niște variante. Și asta e estimare. N-are aproape nicio bază, nicio bază, dar e o estimare. Poate mergi la o firmă care produce acum pâine și o întrebi la cât cumpără făină. Și îți spune că o cumpără cu 90 de bani kilogram. Verbal, nu verifici, s-ar putea, nu știi ce relație ai cu furnizorii, dar e o estimare. Deja pare să fie un pic mai fundamentat. Poate mergi la un furnizor de făină, discuți cu el și îți spune că ți-ar putea livra la 80 de bani kilogram. Poți folosi asta ca ipoteză pentru următorii ani. În alte situații, poate stabilești deja, întocmești un precontract cu furnizorul de făină, prin care își asumă că îți livrează la prețuri într-o marjă de, sau chiar la un preț de. Și asta e estimare. E deja fundamentat de pe ceva mai concret. În alte situații, poate furnizorul de făină e tata sau fratele sau cineva. Te bazezi și mai mult că îți vor livra la un preț de. Ceea ce vreau să spun este că planificarea ta, bazându-se pe multe, multe informații, nu, una dintre ele va fi și prețul la făină. De unde știi cât va fi prețul la făină pe care vei plăti tu în mod direct peste un an, doi sau trei? Concluzia din ce v-am povestit este că n-ai de unde să știi sigur. Sigur, sigur, nu există așa ceva, sigur. Dar există diverse nivele de siguranță. Una e să visez noaptea și să pun asta în planul meu și alta e poate să aibă fratele o moară, produce făină și fac cu el și un contract prin care își asumă că îmi vinde la 90 de bani kilogramul în 2021, 2022, 2023. Deci există nivele și nivel de siguranță. Niciuna, o variantă nu e sigură. Poate până la anul fratele își oprește activitatea sau mă cert cu el și degeaba am contract că tot nu-mi livrează. Nimic nu este sigur, dar sunt ipoteze mai sigure și ipoteze mai puțin sigure. Planificarea noastră financiară se va baza mai mult ca sigur pe mulți alți factori, cum ar fi numărul de angajați. Stabilim noi că vom lucra cu 2 angajați. Salariile angajaților. Stabilim că vom plăti un angajat cu, ce știu eu, 3.500 lei brut. Ținem cont de ce? Eventual ținem cont de salariile plătite în prezent în domeniul planificației, dacă tot de planificație vorbim. Dar n-am nicio garanție că într-un an, 2, 3, nu va crește salariul minim pe economie și vom fi obligați să plătim mai mult. Sau că nu va crește cererea de forță de muncă atât de mult încât vor crește salariile, încât nu se mai învine nimeni pe 3.500 brut. Dacă acum mi-ar veni. Deci n-am o garanție că voi putea găsi oameni cu pregătirea, cu, eu știu, dedicarea necesară la 3.500 lei. Dar pot să-mi bazez pe nivelul din prezent. Sau pot să pun din bord o sumă acolo. Toate sunt estimări, dar unele mai fundamentale decât altele, nici care nu va fi sigură. Contribuțiile pe care le plătește întreprinderea pe lângă salarii, în prezent, sunt de 2,25%. N-am informații că se vor schimba și atunci ar avea sens să păstrezi această cotă și în perioada de previziune, pe cei 3 ani de previziune. Sunt sigur însă că nu se va modifica această cotă? Nu, pentru că cu toate că n-am nicio informație că s-ar modifica, dacă mă uit în trecut, în fiecare an s-a modificat.
sau aproape în fiecare an. Deci sunt toate șansele să se modifice, dar n-am nici cea mică idee la cât. Și atunci estimez la valoarea asta, dar înțeleg că ea este marcată de risc. Riscul de a se modifica, în special de a crește, asta mă preocupă. În mod similar, îmi pun problema poate că a cursului lei euro, poate sunt unele elemente care, pe care le cumpăr din afară, materiale, sau și dacă nu le cumpăr, cursul leu euro ar afecta prețuri la materiale pe care le cumpăr din România. N-am de unde să știu cum va evolua, nu-l pot controla. Apoi, ce știu eu, mai consumăm, presupun că multe altele, poate carburant, poate energie electrică, apă, canalizare, gaz sau propriu-zis îmbrașat la rețeaua de încălzire. Servicii de, spuneam, contabilitate, medicina muncii, protecția muncii, telefonie și internet. Pentru toate va fi necesar să estimez prețul. Ce fac? Probabil mă raport la prețul din prezent. Se vor menține aceste prețuri 3 ani de zile? Habar n-am, probabil nu. Dar și dacă bănuiesc că se vor modifica, n-am nicio informație concretă cât vor fi. Prin urmare, voi opta probabil decât să pun ceva total din burtă, numai pentru că mă gândesc că se vor modifica, să mențin prețurile din prezent. Să fac planificarea în termenii din prezent. Și am vorbit doar de prețuri. Putem vorbi de ipoteze vis-a-vis de consumurile specifice. Cred eu că pentru o pâine de 1 kg consum 700 grame de făină. Acesta ar fi consum specific, mă gândesc eu. De unde am scos asta? Am știut pe internet, ar fi o variantă. Altă variantă ar fi să am eu o rețetă deja pentru pâine făcută. Altă variantă ar fi să fi și făcut pâinea asta, să fi văzut concret și să calculez la milimetru, să verific rețeta. Deci iarăși sunt nivele și nivele de siguranță. Consumul de curent electric al cuptorului. Poate că habar nu am, poate că deja știu cam ce cuptor îmi cumpăr, am vorbit deja cu furnizorul și știu un consum din fișa tehnică, numai că nu știu, că în fișa tehnică voi găsi o putere instalată, nu consumul efectiv. Dar dacă mă pun și vorbesc cu alte firme care folosesc un astfel de cuptor, ceea ce aproape nimeni nu face, aș putea să mă imagine mai exact asupra consumului. Estimez consumul în baza asta. Puțin probabil să fie exact atât pe an cât am estimat eu. Toate lucrurile acestea vi le spun ca să înțelegeți că planul nostru pe cei 3 ani de venituri și cheltuieli se bazează pe multe astfel de lucruri care nu se află integral sub controlul meu. Toate acestea le numesc ipoteze. Ele pe ceva vor fi fundamentate. Dar pot să fie slab fundamentate, cum ar fi că am visat eu noaptea, sau pot să fie mai puternic fundamentate pe contracte semnate sau pe o experiență lungă într-un domeniu. Dar ele sunt ipoteze și nici care dintre ele nu este sigură, doar că prezintă nivele diferite de siguranță. Dacă ar fi foarte sigure, poate că peste 2, 3, 4 ani de zile, când efectiv voi face ceea ce acum planific, voi fi foarte aproape de ce am planificat. Dacă sunt mult mai nesigure, vor fi mai departe. Un lucru știu sigur atunci când fac o planificare. Că nu se va întâmpla exact așa cum am planificat. Nu are cum să se întâmple exact așa, ar fi absurd. Și motivul pentru care nu se va întâmpla exact așa este acesta al ipotezelor. Îmi bazez planificarea pe la propriu sute de ipoteze privind factori pe care nu-i pot controla pe deplin. Să mă gândesc că toți se vor materializa exact la valorile la care am planificat eu și că se vor menține pe 3 ani de zile este un nonsens. Indiscutabil. Deci nici vorbă, nu pot să-mi imaginez că ce am planificat exact așa se va realiza. Nici nu se pune problema. Și atunci pentru ce fac plan? De ce îmi fac un plan atunci când mă trezesc dimineața? Dacă n-aș avea un plan, să vin, nu știu, să țin cursul, să ascult cursul, să mă duc la magazin în perioada asta să-mi cumpăr ceva sau... Dacă n-aș avea un plan, m-aș trezi din pat. Mă refer la orice individ. Planifici în orice moment. În viața personală și cu atât mai mult de întreprindere. În managementul unei firme, planificarea este prima funcție a managementului. Planifici, pui în practică, controlezi.
Controlez nu numai la final de an, controlez în fiecare moment, în fiecare secundă, în fiecare zi. Nici nu se pune problema. În fiecare moment vor fi schimbări față ce ai planificat. Din nou, azi contribuția asigurătorie pentru muncă este 2,25%. Mâine guvernul anunță că datorită pandemiei trebuie să crească toate impozite și taxele și cam o va crește la 5%. Mâine compar ce am planificat cu ce s-a întâmplat și iau decizii. Poi mâine mă anunță furnizorul de făină că trebuie să crească prețul la 95 de bani kilogramul de la 90, că din păcate a fost un an secetos, a crescut prețul la grâu. În aceeași zi văd că Enel-ul crește prețul la kilowatt, la energie electrică. În fiecare moment se întâmplă, schimbă ceva. Un angajat nu vine la lucru că e bolnav. Unul pleacă, se angajează la Profi să lucreze la Tejgheas, altul merge la o firmă de cablaj auto să lucreze pe bandă. Rămân 2 săptămâni fără om, caut om, trebuie să-l pregătesc, îl pregătesc o lună, două, perioade în care nu lucrează la capacitate. Stă 5 luni de zi după care pleacă iarăși. Se produce un furt sau cumpăr făină de proastă calitate, e prea umedă, nu o pot folosi sau cade calitatea pâinii sau o trimit înapoi, mă cer cu furnizorul. În orice moment apar deviații de la plan. În fiecare zi, în orice moment. Managementul firmei asta face, la orice nivel, că vorbim de un manager general peste o firmă cu mii de angajați, că vorbim despre manageri la diverse nivele sau că vorbim de antreprenor care este el în firmă și cu un angajat și doi și poate ei doi sunt tata și mama sau fratele și sora. La orice nivel ei derulez sau ai sarcini de management. Și funcțiile managementului încep cu planificarea. Și după ce pui în practică, nu organizezi și pui în practică ce ai planificat, controlezi. Noi ce facem acum ține de planificare, de prima funcție a managementului. Deci din start vă rog frumos să înțelegeți foarte clar că acest plan nu se va realiza în niciun caz exact așa cum l-am pus noi pe hârtie. Această parte de planificare financiară în practică se numește aproape una previziune financiară. Eu mă încăpățânez să nu spun previziune financiară tocmai pentru că nu vreau ca cineva să creadă că ghicim. Nu ghicim ce se va întâmpla. Dacă ar trebui să ghicim, asta e simplu. Nu se va întâmpla nimic. Noi suntem cei din interior. Noi suntem cei care punem în aplicare. Noi eventual estimăm ce se întâmplă cu niște factori pe care nu-i putem controla, acele ipoteze. Dar mai departe luăm decizii și le punem în plan. Planul este rezultatul unor decizii pe care le luăm bazat pe eventual niște ipoteze privind niște factori pe care nu putem controla. Avem ipotezele, luăm niște decizii și transmitem într-un plan pe care încercăm să-l implementăm. Planul ăsta, ca produs final, nu e o ghiceală. E mai degrabă finalitatea unei decizii, unor decizii pe care le-am luat. Și ce se va întâmpla depinde de noi. Noi vom încerca să-l implementăm. Deci dacă ar fi doar să ghicim ce venituri va avea firma peste un an, noi nu suntem în postura să stăm pe scaun și să ne uităm ce se întâmplă ca spectatori. Dacă noi facem asta și doar ghicim ce va face firma, nu face nimic, că noi suntem aia care să facă. Deci noi facem un plan și îl punem în aplicare. Nu va ieși exact așa cum l-am planificat, dar nu de asta îl facem ca să iasă cum l-am planificat. Îl facem ca să avem o linie directoare cât mai realistă, de care ne putem ține cât mai aproape. Dar înțelegem că în fiecare zi apar variații, v-am spus. Angajatul supărat dă cu piciorul un cuptor și sparge nu știu ce la el. Am avut firmă colaboratoare, fermă de păsări, s-a supărat un angajat, a plecat și când a plecat a dat foc la fermă și a ars de vii nu știu câte mii de păsări. Am văzut seră de legume cu membrană din aia gonflabilă, peste iarnă se supără angajatul, pleacă, dar nu pleacă înainte să tragă așa o dungă cu cuțitul prin membrană, taie membrana, se dezumflă automat membrana, iasă căldura din seră și zăpada de pe cum se așează pe acoperiș, când se mai topește că nu e cald, face seara să se prăbușească. Deci în fiecare zi te vei confrunta cu ceva. Că e vorba de creșteri de taxe, că e vorba de creșteri de prețuri, că e vorba că pierzi un client, că primești alt client, că e vorba de un angajat care are cerințe noi,
În fiecare zi te vei confrunta cu lucruri noi. Abatere de la plan. Acum, planul cu cât este făcut mai coerent, cu cât este mai bine fundamentat, ai șanse ca aceste abateri, sau poți spera, nu, ca aceste abateri să fie minore. Spre exemplu, dacă am firma care face jocuri, nu? Jocuri pentru telefoane mobile. Dacă am, ce am acolo, două calculatoare sau ce am zis că avem, ok, consumăm curent electric, dar consumăm curent electric pentru o cameră de 20 de metri pătrați în care stau doi oameni cu două calculatoare, cu un bec și cu nu mare lucru altceva. Deci consumăm cât ceva de ordinul a 100 kW pe lună sau mai puțin. Hai să spunem 100 kW. Să spunem că e un 0,6 lei kW, deci avem curent electric de 60 de lei pe lună. Pe lângă asta avem salarii de, abar n-am, pentru cei doi angajați, câte 7.000 de lei, poate, dacă vorbim de angajați bine pregătiți în domeniul IT, 6-7.000 de lei, zicem 6.000 de lei pe lună brute, 12.000 de lei salarii, deci chirie de încă vreo 1.000 de lei, 13.000 de lei, încă vreo 500 lei, cu de 13.500, plus alte mărunțiri și vreo 14-15.000 de lei, poate cu amortizarea, vreo 5.000 de lei, poate cheltuieli, și pe lângă acestea, 60 de lei curentul electric. Adică curentul electric este destul de mic în raport cu poate 15.000 de lei celelalte cheltuieli. Și vine el și zice, ok, trebuie să creștem kilowattul de la 60 la 65 de bani. Asta înseamnă pentru noi 100 ori 5 bani, cât vine? 5 lei. Deci, ok, a avut loc o deviație de la planificarea mea. A crescut tariful la kilowattul oră cu 5 bani. Dar asta înseamnă o creștere a cheltuielor cu 5 lei pe lună. La cheltuiel de 15-16.000. Deci, irelevant, înțelegeți? Vor fi o grămadă de astfel de variații în fiecare zi mici, relativ nesemnificative. Și vor fi unele cu impact major, comparabile cu meteoriți care ar putea să cadă pe hală de producție de sticlă. Adică ceva care ne-ar putea închide instantaneu. Evident că o planificare bine fundamentată ar trebui să reducă riscurile pentru astfel de factori cu impact major. Faptul că o să crească cheltuielile cu 5 lei de curent electric nu ne interesează. Conștient însă fiind că riscurile rămân, că poate să cadă și meteoritul pe hala de producție sau că, știu eu, se poate schimba legislația, ne pot obliga să ne schimbăm poziția, mă trezesc peste un an că nu mai pot funcționa în acel spațiu. Conștient că riscurile rămân, chiar dacă sunt reduse, cele cu impact major, eu trebuie să le identific și să prevăd măsuri de corecție. Deci, după ce am făcut planificarea în acest scenariu de bază și pe care voi încerca să o pun în aplicare, înțelegând că clar vor fi în permanență variații, mai mult sau mai puțin importante, și că există și riscul să se producă variații foarte importante, e important ca eu să înțeleg care sunt aceste variații importante, riscuri importante, să văd dacă pot să fac ceva pentru a reduce probabilitatea de manifestare a lor și dincolo de asta, dacă ele se produc, se prevăd, se înțeleg de acum impactul producerii lor și se prevăd de pe acum posibile măsuri de corecție. Ce fac în momentul în care îmi pleacă angajatul? Închid firma? Mă gândesc că închid firma. Fac ceva, nu, iau o măsură. Ce fac în momentul în care locatorul îmi crește chiria? Închid firma? Ce fac în momentul în care furnizorul de pâine, de făină, crește prețul de la 80 de bani la 1 leu și 10 bani kilogramul? Și nu mai mă acoper costurile în condițiile astea. Închid firma? Frecvent se vor produce astfel de variații, la care dacă nu reacționez, nu găsesc soluții, o să fiu obligat să mă opresc activitatea. Ori asta face managementul. Aplică soluții, găsește soluții. Deci în permanență va trebui să lucrez așa. Și în planificare e important să înțeleg aceste riscuri și
să prevăd soluții alternative în măsura în care riscurile se vor produce. Deci așa vă rog frumos să vedeți planificarea pe care o facem. În niciun caz ca pe ceva sigur, ca pe un traseu pe care îl vom implementa 100% așa cum l-am pus pe hârtie. Nici vorba. Dar în același timp nu cumva să ne gândim că planificarea e inutilă, ci dimpotrivă este extrem de utilă. Adică cum ar fi să n-am niciun plan? Îmi deschid o firmă de jocuri, că și mie îmi plac să zicem jocuri. Habar n-am. Nu știu, poate ce calculator îmi trebuie, ce software îmi trebuie, ce skill-uri trebuie să am, către cine le vând, cum le fac, cum le comercializez, nu cum le monetizez. Dar las că fac. Nu vreau să fac niciun plan, că planurile sunt o prostie. De unde știu ce fac? Nu știu pentru cine fac. De unde știu în ce ar trebui să investesc? Ce oameni să angajez? Ce să le cer? Cu cine să vorbesc? Dacă n-am făcut un plan, când îl voi face? Ok, iau un spațiu în chirie. Am auzit că mi-ar putea trebui așa ceva. Deja presupun că înseamnă să planific. Dacă am închiriat deja un spațiu, planific să mă duc să lucrez în el. Fie și așa, iau un spațiu și mă duc lunea viitoare la lucru. Și ce fac luni? Vreau să vorbesc cu clienții. Îmi fac un plan, presupun. Îmi fac o listă potențială la clienți. Îi sun. Dacă se fac asta, îmi fac un plan, chiar și cu o zi înainte. Deci, indiscutabil că pentru orice acțiune, planificare este premergătoare, esențial. Nu? Adică nu cred că sunt ființe care reacționează doar instinctiv, fără să se duce înainte. A te gândi înainte înseamnă a planifica. Deci, nu se pune problema. E clar că planul este esențial, dar trebuie să înțelegem că noi nu controlăm universul și atunci să se întâmple exact cum am planificat noi, e absurd, nu se va întâmpla. Dar trebuie să fim pregătiți, să înțelegem legăturile factoriale, cauzale, relațiile, ce se poate întâmpla dacă se întâmplă, ce impact are, ce măsuri prevedem, trebuie să gândim în felul ăsta, când să facem planul mai complex în modul acesta. E. În această primă parte a capitolului de planificare financiară, în mod logic se prezintă ipotezele. Pe ce ipoteze a fost bazată planificarea financiară? Mă opresc puțin, ar fi trebuit să fie pauză. Am făcut până acum fără pauză. Facem fără pauză sau vreți să ne oprim? Mă gândesc că putem continua, nu? Da, putem continua. Da, da. Cum doriți. Ok. Deci în acest prim capitol, prim subcapitol, ar avea sens să prezentăm aceste ipoteze. Ceea ce v-am spus deja. De exemplu, ce pun de obicei aici? Estimările au fost realizate pentru perioada primilor 3 ani, să spunem, de exploatare a investiției. Se estimează că exploatarea să înceapă la, să spunem, 1 ianuarie 2021. La nivelul întregii perioade de exploatare, firma se prevede că va derula strict activități de producere a produs, mă rog, fabricarea produselor de panificație. Piața țintită la nivelul întregii perioade va fi, nu știu care, cartierul Iosefin din Timișoara. În estimarea cheltuielilor cu, ce știu eu, făina, a fost avut în vedere pe întreaga perioadă un preț de 80 de bani pe kilogram. Acest preț a fost fundamentat în baza negocierilor purtate cu potențiali furnizori. Eventual, dacă am, menționez că se atașează, se anexează la planul de afaceri unul sau mai multe precontracte semnate sau măcar oferte de la furnizori. Ofertă de la furnizor sau eventual, să zicem, un precontract semnat cu un furnizor. O ipoteză foarte importantă, regăsită în mod normal în fiecare plan de afaceri. Estimările au fost realizate în prețuri constante. Ce înseamnă prețuri constante? Prețuri constante înseamnă prețuri fără inflație. Toată lumea știe ce înseamnă inflație. Ce înseamnă inflație? Ce este inflația? Este cumva o valoare pe care o are moneda în sine.
O devalorizare. O devalorizare a monedei. Ea e definită cumva mai formal printr-o creștere generalizată a prețurilor. Adică, dacă ar crește prețurile doar la cartofi, n-am putea spune că e inflație. A crescut prețul la cartofi, că poate a fost, ce știu eu, cultura stabă la cartofi sau din ce știu ce alte motive. Dar în momentul în care cresc prețurile de la față de 2019 în 2020 la grosso modo cam toate produse și servicii și lucrările, vorbim de nu, o creștere generalizată a prețurilor. Ceea ce înseamnă ce ai spus tu, că dacă în 2019 puteam să cumpăr cu, să spunem, 5 lei 2 kg de cartofi, poate la final de 2020 mai cumpăr numai 1 kg de cartofi. Deci puterea de cumpărare a bandonului de 5 lei scade datorită inflației, datorită fenomenului de creștere generalizată a prețurilor. În mod normal, în fiecare an există inflație și inflația oarecum nici nu e văzută ca un fenomen negativ, cât ea este discutabil undeva în zona câtorva procente, 1, 2, 3%. Sunt o grămadă discuții pe tema aceasta, cum că o inflație puțin pozitivă, adică o creștere continuă a prețurilor pe de-a întregul, stimulează oarecum economia, stimulează oferta. Deci, nu e ceva problematic neapărat să ai inflație de gen 2%. Banca Națională, de fapt, are ca rol principal, obiectivul ei principal este acela de a conserva, nu de a controla puterea de cumpărare a monedei. Deci, inflația este ținta, tema principală a Băncii Naționale. Să nu lasă să fie inflația prea mare, poate nici să nu lasă să fie negativă sau zero. Ideea este că nici măcar Banca Națională, care e, să zicem, singura care poate cumva conștient să controleze nivelul prețurilor, să influențeze inflația, nici măcar ea nu poate estima cu exactitate cât va fi inflația. Și atunci, poate că pe 2021 inflația va fi de 5%, adică undeva la început de an cu, ce știu eu, 100 lei pot să cumpăr 100 kg de făină și la final de an mai pot să cumpăr doar ceva de ordinul 95 de kg de făină. Dar n-am de unde să știu sigur. Nici măcar Banca Națională nu poate să știe sigur. Și atunci am într-adevăr varianta să estimez inflația pe fiecare an, 2021, 2022, 2023 și dacă am estimat, ce fac? Umflu cu rata inflației toate prețurile la care cumpăr, la care vând. Nu se întâmplă așa aproape niciodată într-o planificare financiară, ci se estimează în prețuri constante, prețuri din prezent, prețuri fără inflație. Prin urmare, aș defini ipoteza în acest mod. Ipoteza de scrieți 1, 2, 3, 4 sau cu liniuță. Da? Ipoteza aceasta ar fi, toate estimările au fost făcute în prețuri constante, echivalent ce suntem acum, aprilie 2020. În felul ăsta, cine citește planul de afaceri, înțelege și judecă prețurile și raporturile dintre ele în prețurile din prezent. Înțelege că e posibil sau probabil să fie inflație în viitor, dar el judecă planul de afaceri în condiția din prezent. Dacă, din potrivă, ați încercat să estimați inflație, să zicem că ați luat valorile estimate de Banca Națională, mai departe ce ați face? Ați crește prețurile și la materie primă și la energie și la vânzare cu aceeași rată de inflație? Ar fi mai mare greșeala că, în mod cert, inflația nu va afecta în mod egal toate produsele, toate serviciile, toate lucrările. Deci mai mult le-am încurcat. Așa că, în practică, nu se face în felul ăsta. Nu se estimează în mod normal cu inflație. În aproape 20 de ani, lucrând în domeniu o singură dată, am lucrat cu o firmă din Italia care realiza estimările cu inflație și cu care am avut multe discuții pe tema aceasta. Nu se prea întâmplă și nu mi se pare util și funcțional. Dar definiți această ipoteză. Da? Estimările au fost făcute în prețuri constante. Preț constant înseamnă preț fără inflație. Nu înseamnă neapărat preț care nu se modifică. Aproape întotdeauna
estimările sunt făcute în prețuri care nici măcar nu se modifică. Dar pur teoretic, poți prevedea modificări de preț din alte motive decât din cauza inflației. Poate prevăd că intru pe o piață la un preț mai mare și după un an scad prețul sau dimpotrivă. Înțelegeți? Sau estimez eu că va crește prețul la făină din 2021 datorită nu știu cărui fenomen care am eu informație că se va manifesta. Dar de obicei nu se întâmplă asta. De obicei se estimează, se mențin prețurile pe întreaga perioadă de previziune. Însă subliniez, preț constant nu înseamnă teoretic musai preț care se menține. Preț constant înseamnă preț care nu se modifică pe seama inflației, care nu include inflația, adică creșterea de preț generalizat. El poate fi constant în condițiile astea, dar să se modifice din alte motive. Dar, v-am spus, aproape niciodată nimeni nu prevede modificări de preț nici din alte motive. Deci nu e caz să o faceți voi. Alte ipoteze pot fi legate de numărul de angajați. Pe întreaga perioadă firma va lucra cu 2 angajați, pe pozițiile cu tare, cu tare. Sau în primul an vom avea un singur angajat, din anul 2 se prevede angajarea sau crearea unui al doilea post cu, nu știu cât, 4 ore, 8 ore pe zi. Pe întreaga perioadă salariile brute vor fi de. La nivelul întregii perioade s-a estimat că cota contribuției asigurătorii pentru muncă se va menține la valoarea de 2,25% valoare aplicabilă în prezent. Pentru elementele din investiție, pentru activele imobilizate în care investim și care sunt amortizabile. Prevedem, nu știu, că amortizarea o facem prin metoda liniară. O să vă arăt ce înseamnă. Sau, ce știu eu, prevedem anumite perioade de amortizare și punem acolo un tabel cu perioadele de amortizare. Mai menționăm poate ca ipoteză că la nivelul întregii perioade firma va fi plătitor de TVA sau nu va fi plătitor de TVA. Da? Va plăti impozit pe profit sau pe veniturile micro-întreprinderilor. Deci acestea sunt ipoteze generale pe care le prezentăm la început, în prima secțiune a acestui capitol de planificare financiară. În opinia mea, eu personal nu le scriu de la început. Prima dată fac previziunea, planificarea și la final scriu ipotezele în baza cărora am făcut-o. Nu invers. Da? Dar ideea este că în plan de afacere vei găsi ipotezele la început. Ca cine îl citește, citește ipotezele, automat înțelege cadrul în care a fost făcută planificarea și de planificare. Și acum o poate judeca. Înainte de aderare prin 2000, cred că 6, că am aderat la UE în 2007. Și dacă îmi permiteți o deviere, o paranteză, pe tema aceasta. Îmi aduc aminte, cred că în 2006, aveam un proiect depus pe un studiu de fezabilitate cu plan de afaceri, depuse pe programul SAPAR de la vremea aceea, era un program cu fonduri nerambursabile, cum spuneam, pentru perioada de preaderare, de pregătire a țărilor care urmau să adere la Uniunea Europeană, pentru mediul rural. Și era, nu mai știu, o investiție în ce-o fi fost? Cred că era ceva, o fermă de... mie ceva, berbecuți, ceva de genul ăsta, pentru carne, pentru lână. Am depus proiectul, mă aduc aminte că era în analiză și am avut posibilitatea să am o discuție cu evaluatorul și în planificarea financiară aveam făcute o grămadă de calcule de venituri, cheltuieli, erau vreo 70 și ceva de pagini în orice caz, numai de tabele cu calcule. Și am rămas cu gura căscată când am văzut că avea efectiv tabelele fiind făcute în Excel, cum le facem, o să le facem și acum, când am văzut că efectiv din 70 și cred că vreo 3 de pagini, fiecare tabel, fiecare celulă din tabel era bifată cu creion.
le verificase calculele cu calculatorul să vadă dacă sunt corecte. Și nu mă țin și spun, bine, bine, dar sunt făcute calculele în Excel, nu are rost să pierdeți timp, o să le verificați. Calculele sunt garantat corecte, n-ar trebui să uitați la calcule, ar trebui să uitați la ipoteze, că poate am zis că vând kilogramul de carne cu nu știu cât sau gen, nu știu, vând mere și vând kilogramul de mere cu 30 de lei. Adică ipoteza este nefundamentată. Nu că înmulțirea 1000 de kilograme ori 30 de lei nu e bună, ci că ipoteza că le vând cu 30 de lei e o prostie. Deci, asta vreau să spun. Prezentarea ipotezelor e importantă pentru cineva care analizează mai departe planificarea financiară. El trebuie să judece în primul rând dacă ipotezele sau să judece dacă sunt bine fundamentate. Nu există poate bine. Cât de solid, cât de realist sunt fundamentate. Ca așa v-am spus, adică eu pot să visez noaptea sau pot să estimez că pică nu știu ce meteorit. Nimeni poate zică că nu e așa, doar că e foarte puțin probabil. Înțelegeți? Bun. Dacă aveți întrebări, vă rog frumos vis-a-vis de acest cadru al ipotezelor. Mă opresc puțin. E ceva cu care ați mai avut contact? E ceva nou? E ceva nou și ar trebui unde să descriem astea mai exact? Imediat. Stați să deschid din nou structura. Uitați, aveți în față structura acum, da? Da, da. Deci, fie le prezentați cu liniuță într-o jumătate de pagină, o pagină, cât o fi, de la caz la caz, aici, în capitolul 4, planificarea financiară, înainte de a pune veniturile estimate, fie și eu cam așa fac de obicei. Le prezint pe cele mai generale acolo, înainte de estimarea veniturilor, deci undeva aici, da? Și pe cele mai punctuale ce vizează, un, cum am spus, prețul de vânzare, prețul la făină, cota de nu știu ce cheltuieli, le prezint efectiv pe măsură ce prezint cheltuieli. Fac estimarea de venituri și cheltuieli în Excel, în câte un tabel și o să vă arăt imediat. După care, după ce am terminat, copiez fiecare tabel în Word, nu că planul va fi într-un document Word, să spunem că am estimez veniturile. Estimez veniturile într-un tabel sau mai multe tabeluri, le copiez din Excel în Word, undeva în secțiunea aceasta în Word, la 4.1 venituri estimate. Pun, să spunem, un tabel cu estimarea veniturilor din vânzarea de pâine la un kilogram. Am pus tabelul și sub tabel scriu într-o frază două. În estimarea veniturilor din vânzarea de pâine de un kilogram s-a avut în vedere că, nu știu, capacitatea de producție este de 100 pâini pe zi. Că cererea din partea pieței în cartier va fi de mai mare, de peste 100 pâini, deci că s-ar putea vinde în medie pe zi 100 pâini din acest tip. Că prețul de vânzare va fi de 4 lei. Prețul a fost eventual fundamentat în concordanță cu prețurile practicate de magazinele din proximitate. Deci ceva de genul ăsta aș vrea să scriu acolo, înțelegeți? Între noi fie vorba, în practică lucrurile sunt cel mai frecvent și mai superficiale. Deci dacă scrieți, cum am spus eu acum, ar fi minunat. În practică veți găsi poate un tabel din care nu se înțelege foarte clar ce s-a făcut și poate dacă avem noroc e scrisă vreo frază. Și probabil nu e scrisă nici aia. Deci dacă ați face așa, facem tabelele în Excel, le copiați în ordine, aranjați frumos și sub fiecare scrieți în câteva cuvinte ce ați făcut acolo în tabel, cum ați făcut estimarea, ar fi minunat. Eu zic că nu e complicat. Și nu v-ar lua foarte mult. Putem să facem așa și la bugetul investițional și la tot, ca să știe cum am ajuns la un anumit preț. Sau aia nu mai trebuie să facem? La bugetul investițional, vreau bugetul, după ce l-ați făcut în Excel, îl puneți în Word. Cutuma în acest domeniu este că atașez un plan de afaceri făcut bine de obicei și nu vă cer să faceți asta, deși ar fi foarte simplu. Dacă o faceți, mă bucur foarte mult.
Cutuma e de obicei aceea de a pune anexat la planul de afaceri oferte. Spre exemplu, am pus în buget nu știu ce stație grafică. Am pus bugetul, am pus pe linie stație grafică, sub buget poate că încep, iau fiecare câte am, 5-6 componente în buget. Îi iau pe fiecare și scriu cu liniuță cele 2-3 caracteristici tehnice, specificații tehnice impuse. Și atașat la planul de afaceri, iau de pe EMAG 2 oferte la stații grafice cu acele specificații. Cam asta este cutuma în domeniu, știți? Dacă după buget mai și scriu valoarea de a fost fundamentată pe studii de piață efectuați, atașează în acest sens 2 oferte obținute, minunat. Deja asta este ceva de nota 10 în practică. Dacă o firmă de consultanță bună face chestia asta, e extraordinar. E simplu, evident, nu e complicat, dar în general lumea încearcă să simplifice. Deci dacă veți face, e minunat. Uite, dar oricum, ca să fie realistic, tot trebuie să căutăm oferte și atunci doar că le anexăm tot aia. Evident. Eu mi-aș dori foarte mult să faceți asta, mai ales că efortul e minim. La cele mai multe lucruri pe care am discutat noi acum, găsiți jumătate din ele, le găsiți pe EMAG. Intru pe EMAG și în 10 minute îmi fac print screen-ul sau îmi salvez ca PDF câte 2 oferte pentru tot ce mi-e necesar. Și la final le anexez numai la planul de afaceri. Și iau un buget și pun un preț mediu sau prețul cel mai mic dintre cele două. Cam asta ar fi cutuma. Eu de obicei pun prețul cel mai mic. Obțin 2 oferte, să zicem, și pun prețul cel mai mic. Dar în același timp aș vrea să mă asigur că pe piață mai găsesc și altele și cu prețul tip poate și mai mic. Să am o marjă. Ăsta e un detaliu. N-ar rău să ne batem capul cu el acum că avem altele mai importante. Bun. Deci, haideți să trecem la estimarea veniturilor. Concret, cum lucrăm? Eu întotdeauna pornesc de la o foaie goală și când spun întotdeauna am realizat vreo, probabil am făcut vreo 150 de planificări pe firme, instituții reale în ultimii 20 de ani, unele la care am lucrat poate 3, 4, 5, 6 luni de zile, am poate vreo 2-3 la care am lucrat și peste un an de zile, lucrând în paralel probabil, desigur. Dar am făcut o grămadă cu antreprenori, adică am uneori sute de antreprenori pe an în față, pentru cursuri, pentru consultații, discuții și de multe ori fac cu ei simulări mai simplificate într-o oră, două. De planificări de venituri și cheltuieli. Plus că la fiecare materie de acest gen fac de multe ori cu studenții. Deci, în oricare dintre variante, la fel procedez. Deschid tot timpul, încep cu un Excel gol. Întotdeauna estimarea sau planificarea financiară pentru perioada de exploatare începe cu planificarea veniturilor. Și acum mă opresc un pic, că eu cred că e momentul să clarificăm mai detaliat ce înseamnă venituri și cheltuieli. Aici, eventual un pic de răbdare de la cei care știți mai bine, deși cred că și cei de la FEA pot să se pot implica într-o astfel discuție. Ce înseamnă venituri? În primul rând, înțelegeți că limbajul ține de contabilitate, deci trebuie să ne raportăm la contabilitate. Contabilitatea este cea care definește ce înseamnă venit și cheltuială, sunt noțiuni contabile. Hai să încep prin a vă da niște exemple. Într-un an de zile vând, sau să spunem pe zi vând câte 100 de pâini la 4 lei bucata. Și lucrez 30 de zile pe lună, deschis non-stop, dar rotunjez 30 de zile, lucrez 36 de zile, 365 de zile pe an. Poftiți 300 de zile pe an. 300 zile, ori 100 de pâini, înseamnă că vând într-un an 30.000 de pâini. Cred că e bine. 30.000 de pâini, ori 4 lei pâinea, înseamnă 120.000. Deci într-un an de zile am făcut vânzări de pâine de 120.000 de lei. Acestea ar fi venituri din vânzarea de produse finite. Pâinea este produsul meu finit, dacă o produc, da? Colega, de fapt, produce.
Eu aș putea să am un magazin la colț de stradă. Eu nu produc pâine. Cumpăr pâine de la colega, cumpăr cartofi de la un fermier, cumpăr lapte de la Oșan și așa mai departe. Și le vând mai departe. Eu nu produc nimic, nu am niciun proces de transformare. Cumpăr și vând în aceeași formă. Ca urmare a vânzărilor mele, generez poate că, sau poate într-un an de zile, am vânzări de 400.000 de lei. Sunt vânzări de mărfuri, nu de produse finite. Ele, ca natură, nu contează ce sunt. Poate că sunt tot pâine. Dar pentru mine pâinea nu este produs finit, este marfă. Deci, prin produs finit înțeleg ceva ce am obținut eu însumi, eu ca întreprindere. În urma unui proces de transformare, prin marfă înțeleg ceva ce am cumpărat și vând în aceeași formă. Se cheamă că fac comerț când vând mărfuri. Ideea este că o firmă, iată, poate genera venituri din vânzarea de produse finite. Altă firmă poate genera venituri din vânzarea de mărfuri. Dar în ambele cazuri, cumva, veniturile se formează cum le-am calculat. Cantitate vândută ori preț de vânzare. Venituri din vânzări de produse finite, venituri din vânzări de mărfuri. Pe de altă parte, o firmă le poate avea pe ambele. Adică aș putea să vând pâine din producție proprie, dar să vând lapte cumpărat de la terți. Și să am venituri din vânzare de produse finite, pâinea, și pe lângă să am și venituri din vânzare de mărfuri, laptele. Ambele sunt venituri. Vând sticlă. Îmi lansează comanda o firmă care, mă rog, montează, face lucrări de termopane. Îmi dă comandă pentru sticlă. În multe astfel de cazuri se achită un avans. În alte cazuri nu. Hai să zicem că nu îmi plătește în avans. Îmi dă comanda, eu cumpăr sticlă, o tai, îi fac tot ce trebuie și o livrez. Livrez sticla către firma care face montajul. Și tai factura. Și în factură scriu, habar n-am cum s-o fi vânzând la metru pătrat sau cum s-o fi calculând, să zicem 10 metri pătrați ori x lei egal cât o fi rezultând valoare. Deci tai factura pe, să spunem, 2000 de euro, 10.000 de lei. Tai factura pe 10.000 de lei. Automat înregistrez venituri din vânzarea de produse finite. Dar n-am încasat încă factura. Îi trec acolo pe factură termen de plată 10 zile, 20, 30 de zile. Înțelegeți? În momentul în care am tăiat factura, în momentul în care am vândut, i-am livrat, i-am tăiat factura, eu înregistrez venitul. Dar nu e încă încasat. Voi încasa în 30 de zile. Ce să zic, există o șansă să nu-mi plătească. Deci de aici deduceți că venitul poate să nu fie neapărat încasat. Urmează să-l încasez, în acest caz, clar. Mă aștept să-l încasez cât de cât apropiat de momentul în care îl înregistrez ca venit, dar nu e o echivalență perfectă între venituri și încasări. Deci nu pot să spun că veniturile sunt sume încasate. Sper, dacă vând pâine la colț de stradă, vând mereu cu banii jos, nu? Dacă vând pâine, omul vine, îmi plătește 4 lei, îi dau pâine. Înregistrez venitul instantaneu cu încasare. Dar asta se întâmplă când lucrez cu persoane fizice. Când lucrez cu alte firme ca și clienți, nu tot timpul, dar destul de frecvent se întâmplă să le acord ce se numesc credite comerciale. Adică le livrez produsul acum, înregistrez venitul, dar încasare o fac mai târziu. Până când încasez, eu practic e ca și cum îi creditez, le acord un credit comercial. Cât o fi, o săptămână, o lună, două luni, trei luni. Se întâmplă. De ce aș face chestia asta? Ca să-l conving să cumpere, evident. Pe lângă faptul că îi dau produsul, îi mai prestez și un serviciu, îl finanțez. Deci îi ofer cumva un pachet mai larg, în speranța că astfel va cumpăra de la mine. Odată la, ce știu eu, după 2 ani de zile, trag o concluzia că stația mea grafică e uzată moral. Sunt pe piață altele mult mai bune. Nu mai prea pot să fac față cu a mea operațiunilor pe care trebuie să derulez. Și îmi cumpăr una nouă.
Și cu aia veche nu prea mai am ce face, aș putea să o vând la un sfert de preț. Și o vând. Și obțin venituri din vânzarea propriului unui activ imobilizat de-al meu. Nu vând în fiecare stație grafice, deci automat nu are același regim ca și jocurile pe care le vând sau ca și cele care vinde pâine sau vinde mărfuri. E un venit cumva excepțional. Un venit care se produce o dată la nu știu câți ani de zile. Nu vând în fiecare zi propria stație grafică. Dar e și ăsta un venit. Lucrurile poate devin un pic mai complexe dacă spun că produc poate, ce știu eu, serie de ceva, să zic, acum nici pâine nu se face, evident că se proști pe stoc, nici măcar sticlă. Da, produc altceva, din ce aveți voi, nici care n-ar produce pe stoc. Hai să zicem că produc mobilier și fac serie așa încât produc pe stoc. Consum cherestea, consum practic forță de muncă, curent electric și produc și am stocurile preze venite, nu le-am vândut nimănui, că n-am lucrat pe o comandă. Când vor veni clienții, le voi vinde. Înregistrez producția obținută ca venit. Nici măcar nu e vândută, cu atât mai puțin încasată. Deci venitul iată reprezintă o valoare recepționată de întreprindere. O valoare care intră în proprietatea întreprinderii. Nu neapărat o vânzare și nu neapărat o încasare. Voi vinde produse venite cândva. Deocamdată nu le-am vândut. Dar ele sunt o valoare și ne înregistrez ca venit din cauza asta. Mă refer la produse. Mai rar, dar posibil, mă pun să-mi construiesc singur o clădire sau un utilaj. Am construit clădirea, am băgat în ea poate 5.000 de euro, am înregistrat cheltuielile cu materiale, cu salarii, poate oamenii care au lucrat. Am făcut o regie proprie, vreau să spun. Dar, odată ce am recepționat-o, înregistrez valoarea ei ca venit. Venit din imobilizări. Producție imobilizată se numea la un moment dat. Deci venit nu înseamnă neapărat ceva ce am vândut, nu neapărat ceva ce am încasat. Poate să fie chiar ceva ce nici n-am de gând să vând. Înseamnă valori care intră în proprietatea firmei, din ce v-am exemplificat până acum. Apoi, am bani cash, firma are 5.000 de lei și nu are ce face cu ei. Îi pune la bancă într-un depozit la termen, pe un an de zile. Că a plătit o bândă 1%, aia înseamnă cât 500 lei într-un an. Automat înregistrează venituri din dobânzi de 500 lei. Cumpără făină de la furnizor de 10.000 de lei și furnizorul îți livrează, îți taie factura de 10.000 și spune ai termen de 30 de zile, adică te pot credita 30 de zile. Dar dacă plătești cu banii jos, îți dau un discount. Îți dau un discount de 1%, adică 100 lei. Bine, și îi plătesc și îmi dă reducere de 100 lei. Înregistrez reducerea aceasta ca venit din sconturi obținute, se numește. Venit. Ce să mai spun? Am iar așa prea mulți bani și cumpăr acțiuni la o altă firmă. Și firma aceea îmi plătește dividende când obține profit. Venituri din dividende obținute. Îmi taie un furnizor factură de 10.000 de euro pentru materie primă, cu o cumpăr din afara țării. Și cursul valutar e de 4,9. Înregistrez în propria contabilitate datorie față de furnizor de 49.000 de lei, că eu țin contabilitatea în lei. Până când ajung să plătesc, cursul euro scade la 4,8 și mai plătesc doar 48.000. Am făcut o economie de 1.000 de lei. O înregistrez ca venit din diferență de curs valutar.
Deci, ce vreau să spun? Mai sunteți acolo sau v-am plictisit cu veniturile? Suntem aici. Din punct de vedere contabil, putem vorbi, putem avea teoretic toate aceste tipuri de venituri. Pentru un an de, la finalul unui an de zile, întreprinderea e obligată nu să raporteze niște situații financiare de sinteză, să le depună la finanțe. Și în fiecare an, Ministerul de Finanțe publică eventuale modificări la aceste formate. Acum, la începutul acestui an 2020, a publicat formatele pentru situațiile financiare pe 2019. Și întreprinderile în perioada februarie, martie, aprilie până prin mai întocmesc situațiile financiare pe anul 2019. Înțelegând mai multe, dar în primul rând formularul F10, bilanțul, F20, să zicem, contul de profit și pierdere. Contul de profit și pierdere, întocmit deci pe an, este exact bugetul nostru operațional. E un buget cu toate veniturile și cheltuielile pe care firma le-a înregistrat în anul 2019, dacă de el vorbim. Deci contul de profit și pierdere, întocmit de firmă pentru un an, conține, e un tabel și conține pe linii, practic, toate tipurile de venituri și toate cheltuielile pe care firma le-a înregistrat. Și la final trage linia și calculați diferența, venituri totale minus cheltuieli totale. Dacă e pozitivă, e profit. Dacă e negativă, e pierdere. Deci e exact ca și bugetul nostru. Ce are diferit? De ce n-am făcut un cont de profit și pierdere? Ce are diferit este că bugetul este unul standardizat. Noi, dacă vă uitați aici, nu? Fiind o firmă care produce tort, prăjitură, am pus la venituri. Venituri din vânzarea de tort, de prăjitură de nu știu care, de mărfuri gen probabil suc sau ce-i fi avut acolo. Înțelegeți? Deci le-am pus cumva pe specificul firmei, ceea ce e un plus. La nivel național însă nu ar fi funcțional dacă fiecare ar depune un buget în propriul lui format. Și atunci contul de profit și pierdere are niște poziții predefinite, gen venituri din vânzarea, din producția vândută, în care intră toate vânzările de produse, că e tort, că e prăjitura sortată sau că e prăjitura la bucată, înțelegeți? Venituri din vânzarea de mărfuri, în care intră toate mărfurile, indiferent de tipul de mărfuri. Și atunci, fiecare întreprindere completează acest formular F20, respectând normele contabile de completare. Automat, utilitatea lui este mai redusă decât cea bugetului pe care îl construim noi. Că eu într-un astfel de buget, ia ca văd detaliat ce venituri vin din prăjitura sortată, cât vine din tort. Eu nu voi vedea asta în contul de profit a unei firme, că el este standardizat, sunt categorii standardizate. Nu știu exact ce intră acolo, va trebui să întreb, să obțin alte informații pe lângă. Deci, pentru noi, informațional, e un plus să facem un buget pe specificul nostru. Și, în același timp, e mult mai simplu. Că pentru a completa contul de profit și pierdere, ar trebui să luăm reglementările contabile, să vedem ce din veniturile astea, unde se încadrează, în ce categorie din contul de profit și pierdere. Nu e mare lucru, numai că ar trebui să vă pierdeți vreo zi cu contabilitatea și nu facem materie de contabilitate. Deci, de asta folosim un buget definit de către noi în Excel după profilul firmei noastre, dar contul de profit și pierdere cam același lucru este. Numai că e standardizat după niște reglementări la nivel național și, de fapt, reglementări corelate cu cele la nivel de UE. Bun. Încercați voi să definiți veniturile după ce am făcut această inventariere? Ce ați înțeles voi că sunt veniturile? Poate cineva să încerce? Ce am înțelege prin veniturile obținute pe parcursul anului 2021 de către firma noastră? Ar putea fi valoarea pâinii vândute,
valoarea jocurilor vândute sau licențelor, ar putea să fie valoarea mărfurilor vândute, valoarea serviciilor prestate, dacă prestezi servicii de machiaj, ar putea să fie valoarea lucrurilor de construcție executate, dacă am firmă de construcție și fac zucăvel, ten cu el, pun grese, faianță, pun preze, rigips, pentru voi când vă amenajați spațiile, ar putea să fie venituri din dobânzi, ar putea fi, fără să le pot planifica, să fim serioși, venituri din diferențe de curs valutar, dar nu văd cum le-aș putea planifica, dacă se întâmplă, se întâmplă, dar în niciun caz nu le țintesc. Cam acestea ar putea să fie veniturile firmei. Acum, în ce măsură este logic ca firma voastră să țintească, să obțină venituri din dividende? Încep cu altceva. În ce măsură ar avea sens ca voi cu firma să țintiți să obțineți venituri din dobânzi? Ce părere aveți? Păi eu, de exemplu, nu o să am așa ceva. Adică n-am cum. Ai cum. Aduci 5.000 de lei de acasă, îi aduci în firmă, îi pune firma într-un depozit bancar prin an de zile și la final ai 500 lei venituri din dobânzi. Dar de ce face asta? Nu prea ai motive să o faci. Păi nu, că dacă chiar am nevoie de bani, eu ca om care am firma respectivă pot să-mi scot dividende și aia. Nu știu dacă despre asta e vorba. Ca firma să obține venituri din dobânzi, un scenariu ar fi acela în care firma constituie la bancă un depozit, adică firma are bani cash, 5.000, îi pune într-un depozit, îi lasă un an de zile în depozit și banca e de la final de an bani înapoi plus dobândă de 500 lei. Dar în ce măsură ar fi logic ca firma să facă asta? În ce măsură ar avea sens ca tu ca asociat să aduci bani de acasă, 5.000, să-i pui în contul firmei, aport la capitalul social sau creditezi firma timp de un an, și firma mai departe merge la bancă, face un depozit ca să capete o dobândă de 500 lei, pe care mai departe poate să o distribui ție ca dividend. Asta ar însemna o rentabilitate pe investiția ta de 1%, nu? Dobândă de 1% pe an. Capitalul pe care îl aduci ar genera în întreprindere o rentabilitate de 1% pe an, foarte puțin. Chiar mai puțin până ajung banii la tine ca dividende. Cred că dacă aduci bani în firmă, vei aștepta mult mai mult decât 1% pe an. Scuze. În afară de asta, dacă într-adevăr n-ai avea ce face cu banii și vrei să-i pui la bancă, probabil că mai degrabă îi pui direct ca persoană fizică, nu de alta, dar pe de o parte rata dobânzii este un pic mai mare pentru persoane fizice. Și în plus față de asta, pentru persoane fizice, depozite sunt garantate până în limita 100.000 de euro. Dacă se întâmplă ce vreau să spun, există un fond de garantare. Deci nu prea ar avea sens. Firma, teoretic, ar putea genera venituri din dobânzi în acest mod. Dar la modul practic n-are sens economic să țin blocați bani într-un depozit la bancă pentru dobândă de fapt mai mică de 1% pentru întreprindere. Nu se justifică. E o pierdere de oportunitate, un cost de oportunitate. Să țin acești bani pentru nimic, pentru câteva sute lei dobândă. Venituri din dobânzi mai pot să apară prin simplu laj de bani prin contul curent, că dobânda este ceva de ordinul 0,1% pe an sau și mai puțin, adică aproape de zero. La fel cu dividende. Să aduc eu ca asociat banii în firmă, ca firmă mai departe să cumpere acțiuni la altă firmă ca să obțină dividende, nu știu cât de mult sens are. Aș pune banii direct la firma cealaltă sau de la firma aceasta mă aștept, nu, adică pompez banii în ea ca să produc pâine sau sticlă sau ce fac cu ea, să obțin profit din asta. Nu aduc banii în ea ca să-i pun după aia în altă firmă. Producție stocată. Nu cred că ar putea fi un scop în sine să produc și să țin pe stoc. Așa cum nu cred că poate fi un scop în sine să îmi creez construcții proprii sau utilaje proprii, că se întâmplă foarte, foarte rar posibil.
dar în niciun caz în mod constant și la cea mai multe întreprinderi nu se întâmplă deloc. Ce vreau să spun este că, în mod logic, să înregistrezi venituri din dobânzi, din dividende, din diferențe de curs valutar, din produse stocate, din producție imobilizată, nu e ceva ce voi ținti. Nu are sens să urmăresc să fac chestia asta, să-mi propun ca obiectiv în sine, ca scop în sine. Și practica confirmă acest lucru, nu se întâmplă. Eu am în fiecare an situațiile financiare, cel puțin de la firme din regiunea de vest. Adică am multe sute de mii de conturi de profit și pierdere. Și pot să vă spun că veniturile din vânzări, din producția de bază, din atât de bază, cum ar fi de sticlă sau de pâine, de licență, ce face fiecare, aceste venituri dețin de obicei ceva în zona 99% din total venituri. Adică celelalte venituri, deși teoretic pot exista, cel mai frecvent nu există sau sunt foarte mici, nesemnificative. Și ele sunt accidentale. În niciun caz nu sunt niște, nu constituie obiective. Înțelegeți? Veniturile din vânzări aferente obiectului de activitate formează cifra de afacere a firmei. Deci dacă firma mea se ocupă cu producția de pâine, veniturile din vânzarea de pâine pe un an de zile vor reprezenta cifra mea de afacere. Deci cifra de afacere este un venit. Ce venit? Venit din vânzări. Ce vânzări? Vânzări aferente activității de bază, activității normale, curente. Înțelegeți? Cifra de afaceri deține peste 95%, de obicei către 99% în total venituri pe un an de zile. Iar veniturile, când vorbesc de veniturile pe un an, înțeleg veniturile cumulate de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Deci, repet, deși tipologia de venituri este cât de cât variată, contabil vorbind, la modul practic, cele mai multe sunt inexistente sau total nesemnificative. Și singurul venit care contează este cifra de afaceri, adică veniturile din vânzări aferente activității, să zic, curente. Asta înseamnă că toate resursele întreprinderii vor fi focalizate către producerea de cifră de afaceri. Ținta finală este aceea de a obține profit, nu? Am convenit de la prima întâlnire că antreprenorul începe o afacere și dezvoltă o afacere din dorința de a obține, de a câștiga. Și câștigul lui personal vine probabil sub formă de dividende pe care firma îi le plătește din profitul pe care îl realizează în fiecare an. Deci, pentru furnizori și mai departe pentru întreprindere, este esențial să se genereze profit pe un an de zile. Deci, dacă luăm perioada noastră de planificare financiară, vom avea ca, de exemplu, pe anul 1, care va fi poate 2021, să obțin un profit de, să zicem, 40.000 de lei. Ce este acest profit? Va fi diferența pe anul 1, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, între veniturile înregistrate și cheltuielile înregistrate în acel an. Pe de altă parte, tocmai am încercat să vă conving că veniturile vor fi formate exclusiv sau aproape exclusiv din cifra de afaceri. Deci profitul va fi de fapt aproape egal sau poate chiar egal cu diferența dintre cifra de afaceri și cheltuielile totale. Înțelegeți? Prin urmare, cifra de afaceri va fi baza pentru înregistrarea de profit pe anul 1. Iar profitul va fi baza pentru remunerarea asociațiilor sub formă de dividende. Și acesta este motivul pentru care asociații, ce-or fie antreprenori, nu, înființează firma și dezvoltă această activitate. Deci cifra de afaceri va fi baza pentru atingerea acestui obiectiv de a câștiga personal, luat în acest mod. Până aici ați înțeles, mă opresc puțin, vă rog frumos interveniți cu întrebări, că nu-mi dau seama, voi venind din medii diferite,
cum procesați aceste informații? Bun. Automat, toate resursele întreprinderii vor fi focalizate și cu asta mă refer la spațiu, utilaje, personal sau sursele de finanțare pe care le folosim, le investim în echipamente, resurse pe care le vom folosi pentru a genera cifre de afaceri. Deci pentru a genera cifre de afaceri. Repet, la unii va veni din vânzarea de pâine, la alții din vânzarea de jocuri sau licențe pentru jocuri, la alții din vânzarea de sticlă, la alții din executarea de lucrări de construcții montaj, la alții din prestarea de servicii de machiaj. Dar va fi cifra de afaceri din vânzări. Vând produse, servicii sau lucrări. Sunt tot vânzări aferente activității curente, de bază. Cifra de afaceri. Și pentru asta închiriez spațiu, ca să fac machiaj sau ca să fac sticlă sau ca să fac pâine. Pentru asta angajez oamenii, pentru asta cumpăr echipamentele, ca să produc pâine, să o vând și să generez venituri din vânzare de pâine. Cifra de afaceri. Deci toate resursele direcționez către a genera cifra de afaceri. De aceea, întotdeauna, planificarea financiară pentru perioada de exploatare începe cu planificarea cifrei de afaceri. Și după ce am planificat cifra de afaceri, o văd pe aceasta ca pe un obiectiv. Cifra de afaceri planificată devine un obiectiv și îmi pun problema. Bun, ce resurse trebuie să consum pentru a atinge acest obiectiv? Înțelegeți? Și vin și estimez cheltuielile în concordanță cu obiectivul în materie de cifră de afaceri. Ce înseamnă cheltuielile? Cumpăr făină, am nevoie să cumpăr făină pentru a produce pâine. Deci pentru mine făina va fi materie primă. Fac comandă la furnizor astăzi. Furnizorul îmi livrează în luna mai, săptămâna viitoare. Și îmi taie factură. Eu îi plătesc în iunie, îmi dă termen de plată. Ajung să consum, țin făina pe stoc în siloz, ajung să consum făina în iulie. Și după ce o consum, vând pâinea către un magazin și încasez pâinea în august, peste rând vreo două săptămâni, când îmi plătește magazinul pe loc. Care e momentul în care înregistrez cheltuiala cu făină? Care este o cheltuială cu materia primă? Dintre toate acestea, ce este oare cheltuiala cu materia primă? Am vorbit de comandă, achiziție, plată, consum, vânzare. Care dintre acestea stă la baza cheltuielii cu făina? Ce părere aveți? Nu poate spune nimeni. Cheltuiala, din nou, este o noțiune contabilă. Prin definiție, cheltuiala este expresia în bani a unui consum de resurse. Deci, în exemplul de mai devreme, cheltuiala este expresia consumului de făină. Motiv pentru care
nu are sens, nu voi avea cheltuieli cu făina în momentul în care fac comanda. Nu voi avea cheltuieli cu făina nici în momentul în care mi se livrează făina. Nici în momentul în care plătesc făina. Da? Mi se livrează, eu o pun în siloz și stă în siloz. În momentul în care consum făina, atunci înregistrez cheltuiala cu făina. Pentru că, prin definiție, cheltuiala este expresia consumului. Concret, oamenii care se ocupă cu producția merg frumos în depozit, la siloz, iau 100 kg de făină, fac un bon de consum și merg cu făina în spațiu de producție, o bagă în malaxor, se pun să facă pâine. Bonul de consum stă la baza înregistrării în contabilitate a cheltuielii cu făină. În baza bonului de consum se înregistrează în contabilitate cheltuieli cu materia primă de 100, mă rog, kilograme, 100 lei, să zicem, pe 1 kilogram, să zicem. Deci cheltuiala este expresia în bani a consumului. Pot să cumpăr materie primă și să o țin un an. Abia când o consum, atunci apare cheltuiala. Nu că sunt legate, ci că sunt același lucru. Cheltuiala este consum, numai că un consum exprimat nu în kilograme, ci în bani. Deci, la modul general, cheltuielile sunt consumuri în expresie bănească. Veniturile sunt, dacă vreți, vezi, ca niște valori create de întreprindere. Cheltuielile sunt niște consumuri de valori. Și sperăm că, trăgând linia între ele, rămânem cu un surplus. Mai multă valoare creată la nivel de întreprindere rămasă decât valoarea consumată. Să zicem. Bun. Înainte de a estima veniturile, cum am spus, deschid un fișier gol Excel și fac o listă cu veniturile pe care firma le va genera. Ceea ce nu e tot timpul foarte ușor, nu e tot timpul foarte clar. De exemplu, firma colegului care face jocuri. De unde vor veni veniturile? Va vinde licențe? Adică descarci jocul pe telefon și ca să descarci plătești odată? Sau va vinde abonamente lunare? Sau îl descarci gratuit, îl folosești gratuit, discutam și de la trecută, dar ai tot fel de lucruri pe care le poți cumpăra în joc? Sau e totul gratuit, dar faci reclamă în joc pe care iei bani? Sau, habar n-am, sunt alte moduri în care monetizezi. De unde îți vin veniturile? Nu e o timpul foarte clar. Deci, înainte de a mă pune să estimez veniturile, în acel Excel gol fac o listă cu tipurile de venituri pe care le țintesc, care vor fi din vânzări mai mult ca sigur, cifre de afaceri. Vreau să vând pâine la un kilogram. Sau vând și pâine, dar vând și nu știu ce gogoși. Sau vând pâine de 10 tipuri. Cornuri. Chiar și produse de patiserie sau de cofetărie. Deci trebuie să stabilesc exact care e tipologia de venituri pe care o țintesc. Fac o listă cu ele și apoi le iau pe rând. Și pentru fiecare venit voi construi câte un tabel. Pe ultima linie a acelui tabel voi avea valoarea venitului estimat pe fiecare an. Că fac un tabel, poftiți, da? Estimarea de venituri din vânzarea de tort. Pe ultima linie am valoarea estimată a veniturilor din vânzarea de tort pe fiecare an. Se vede? Vă rog să-mi confirmați că se vede, că nu știu ce aveți. Da, se vede. Da, se vede. Deci, după ce am făcut o listă cu veniturile pe care le țintesc, voi construi câte un tabel pentru fiecare tip de venit din listă. Poate am un singur tip de venit, poate am două sau trei, nu, o să am foarte multe. Scopul tabelului este acela de a planifica venitul, de aceea pe ultima linie voi avea venitul, valoarea lui efectiv planificată. Dar ce am în afară de asta? Vreau să pun în tabel factorii determinanți pentru valoarea venitului. Și atunci trebuie să mă gândesc. De cine depinde el? Dacă produc pâine, mă gândesc. La nivelul unui an de zile, cum se vor forma veniturile din vânzarea de pâine? Spuneam mai devreme. Număr de pâine, zice că vând doar pâine de un kilogram.
număr de pâini vândute ori prețul pe pâine. Ok, deci ar trebui să estimez numărul de pâini vândute și prețul la care vând o pâine. Bun. Care sunt? Deci deja am doi factori determinați. Mai departe, numărul de pâini vândute, de cine depinde? Păi, pe de o parte, presupun că am nevoie de clienți care să le vând. Cât de mare cererea? De exemplu, dacă aș vrea să vând 1 milion de pâini pe zi, aș avea? Cui? Probabil nu. De vreme ce eu vând la colț de stradă într-un cartier, probabil că nu să am cerere pentru 1 milion de pâini. Deci, automat, sunt limitat de cererea din partea pieței. Bun, înseamnă că aș avea nevoie înainte să estimez cererea din partea pieței, ca după aceea să pot estima numărul de pâini vândute pe zi și pe această cale să estimez numărul de pâini vândute pe an. Cum estimez cererea pe care piața mi-o adresează? Aici sper să am o imagine cât de cât coerentă în baza analizei de piață pe care o am făcut-o. Dacă am făcut-o, sper ca din ea să rezulte cât de mare este cererea pe piață și în baza informațiilor pe care le-am obținut, să fi creionat o strategie de marketing care să mă ducă către atragerea unei cereri de aproximativ, nu știu cât, 200 pâini pe zi, să spunem. Deci, în baza analizei pieței, dezvolt o strategie de marketing, nu am făcut-o teoretic, am trecut prin asta, și aloc un buget, bineînțeles, pentru promovare în cadrul acestui de marketing și sper că voi reuși să atrag în această bază o cerere de, văd eu cât îmi stabilesc ca obiectiv. Zic, să zicem, 200 pâini. Și atunci preiau în tabel cerere estimată adresată întreprinderii din partea pieței, 200 pâini pe zi. Câte zile lucrăm? Nu știu, zicem, 205 zile pe an. Să zicem că o fi deschis. Grosul modul 5 zile pe săptămână. Minus câteva sărbători legale. Deci 250 de zile pe an ori 200 pâini pe zi înseamnă 50.000 de pâini? 5.000 de pâini pe an. Asta ar fi cererea din partea pieței. Ok. Acesta va fi o limită a vânzărilor. Mai mult nu pot să vând că nu estimez că mi se va cere mai mult. Atât estimez eu că mi se va cere. Pot însă să vând 5.000 și gata? Păi eu personal, de exemplu, cu ce am acum, nu pot să vând niciuna, că n-am cu ce să le produc. Va trebui să pot să și produc 5.000. Eu cât voi putea să produc? Hai să vedem care îmi va fi capacitatea. Capacitatea mea de producție va fi definită de diverse lucruri. În primul rând, de capacitatea utilajelor pe care le voi cumpăra, cuptorul cu precădere. Cât pot să facă cuptorul într-o șarjă? Cât pot să bag? 10 pâini? 50? 100? Cât de mare o fi? Cât durează o șarjă? Câte pot face pe zi? Hai să spunem că vom avea o capacitate de producție de 300 pâini pe zi, marcată de cuptor, marcată de toate operațiunile pe care trebuie să le fac într-un fond de timp de 8 ore sau cât zic eu că lucrez. De celelalte echipamente, de randamentul lor, dar marcată de asemenea și de forța de muncă. Poate la pâine contează și echipamentele și omul. La machiaj însă, probabil că omul contează într-o măsură mai mare. Dacă omul își face treaba repede și te încadrează, cade poate mai repede, dar poate o aceeași operațiune un om o poate face într-un timp de doar mai lung, dacă merge mai încet. Zic și eu, nu mă pricep la machiaj. Deci, capacitatea de producție va fi marcată și de partea tehnică, cum ar fi utilajele, cu randamentul lor, dar și de latura umană, numărul de angajați, productivitatea fiecărui angajat. Productivitatea fiecărui angajat, adică cât face pe oră sau pe zi, sau dacă vreți în altă zi, cât de repede lucrează, depinde de multe lucruri, cum ar fi de nivelul lui de calificare sau de măsura în care este motivat. Este motivat în diverse moduri, poate fi calificat prin diverse modalități. Deci
putem descompune destul de mult, sau ca să nu zic chiar la nesfârșit, elementele care definesc cele din partea pieței sau capacitatea de producție. Calitatea materiei prime poate să fie marcantă pentru durata de derulare a procesului de producție, deci automat marcantă pentru capacitate. Accesul la utilități. Sunt firme care au fluctuații de curent electric, se întrerupe curentul electric. Deci sunt tot felul de astfel de factori. Nu în ultimul rând, disponibilitatea de surse de finanțare. Pentru o firmă care produce sticlă, de exemplu, în mod special s-ar putea să fie o problemă aceea a finanțării ciclului de exploatare. Ar trebui să am poate în permanență sticle de diverse tipuri, în diverse cantități pe stoc. Asta automat înseamnă să am capital din care să mențin, să cumpăr acea sticlă și să o țin pe stoc. Ar trebui să pot vinde către clienți și să încasez mai târziu, deci să pot finanța creanțe față de clienți, să pot finanța clienții. Ori cu cât ar trebui să am un volum mai mare de vânzări, cu atât s-ar aduna mai multe stocuri și creanțe față de clienți la un moment dat. Deci automat ar avea nevoie de capital mai mult. Și foarte multe firme sunt limitate, nu au capital mai mult, deci nu pot crește volumul de producție, volumul de stocuri și volumul de creanțe față de clienți. Am scos în evidență acum câteva limite ale cererii din partea pieței, ale capacității de producție, ale surselor de finanțare de care dispunem pentru exploatare, toate reprezentând factori pentru cantitatea efectiv vândută. Astfel de elemente aș pune în tabel. Eu vă recomand simplificat să puneți, să zicem, cererea din partea pieței pe o linie, capacitatea de producție anuală pe altă linie și să zicem simplificat că minimul dintre ele ar putea să fie văzut drept vânzările efective. Să zicem că dacă ni se cer 205 de prinde, pot să produc numai 200, vând 200 și invers. Înțelegeți până aici? Deci, aș pune pe o linie, uitați, capacitatea de producție. Pe altă linie, să spunem, cererea din partea pieței și producția efectivă, realizată și vândută, să fie minimul dintre ele. Apoi stabilesc prețul de vânzare și înmulțind cantitatea cu prețul, obțin veniturile din vânzări. Deci aș face pentru fiecare tip de venit un tabel cu 4-5 rânduri. Pe ultimul rând, având valoarea venitului. Mă opresc și vă rog frumos să interveniți cu întrebări. Haideți să vedem pentru fiecare din ce generați venituri. Colegul cu jocurile, că am zis-o și de a trecută, hai să-mi dacă s-a mai cristalizat puțin ideea. Din ce vor veni veniturile? Păi, la început mă gândeam că înainte să deschid firma, eventual să pregătesc niște idei serioase și eventual poate mai lansez niște chestionare sau principal încerc să mă documentez cam ce cred eu că o să prindă în următorul an în industria jocurilor. Ceea ce e destul de nesigur, adică nu prea știu cum o să fie peste un an, dar da, luând în considerare exemplu cum joc, nu ne joc, cum necesită multă muncă încât să fie jucat, adică de multe ori ține și de reclamă. Dacă ai reclamă, mă gândesc că la început să primele nu mă aștept să câștig prea mulți bani, dar încerc să investesc mai mult în reclamă, încercând cât de cât să poate o să am la un moment dat. Tu îmi răspunzi altceva. Întrebarea mea era mai simplă. Din ce ai făcut un joc? Da. Din ce îți vor veni veniturile? Vei vinde o licență one time only sau îți dă un abonament lunar sau jocul e gratuit, dar îi vinzi ceva în joc? Din ce vor veni concret veniturile tale pe seama jocului? Cum vrei să-l monetizezi? Mă gândeam să aibă două variante, o variantă gratuită, dar care conține reclame și o variantă care nu are reclame, dar costă bani. Nu foarte mult, dar costă, dai one time. Ok, bun. Atunci în locul tău aș face estimarea în modul următor.
ar trebui cumva să ajung la un număr de clienți și o structură. Din total, pe fiecare an, poate, ce știu eu, 70% sau 80% vor prefera să nu plătească, dar în acest caz voi face reclamă și voi obține venituri din reclame. 20% vor plăti, nu voi face reclamă, dar pentru ei voi obține venituri din acel abonament al lor sau ce va fi. Va fi o plată la început sau cum ai spus tu. Deci așa își face estimarea. Și atunci la tine, practic, numărul de clienți, adică capacitatea ta ar fi, ce ai făcut jocul, presupun că ar fi nelimitată. Sau el ar trebui să funcționeze online, ar trebui să fie pe un server, presupun, nu? Da, doar că Google, adică platforma pe care o să-l vând pe Google Play, magazin Play, oferă destul de multe beneficii, mai ales pentru, adică jocurile nu vor necesita un server prea puternic, ceea ce înseamnă că pot folosi un server gratuit de la ei și... Deci nu ești limitat. Teoretic, dacă ai avea destui clienți, ai putea să le servești pe toți, nu? Da, normal. Prin urmare, cantitatea de vânzări în cazul tău e limitată de cerere, adică de priza pe care o va avea jocul la public, ceea ce orice ai face nu poți să estimezi, poți să stai. Poți să studiezi tendințele, cum ai spus și tu, și încerci, și cred că așa sunt toate companiile. Încearcă 1, 2, 3, 4, 5 și speră să nimerească unul care prinde. Da, desigur, e un risc. Bun, deci tu în tabel vei avea o estimare a cererii pentru jocul tău și acel număr de clienți va fi automat echivalent cu acel volum al cererii va fi echivalent cu numărul de clienți. Împarți clienții în cele două categorii, unii care plătesc, unii care nu plătesc. Automat pentru cei care plătesc, estimezi, le aplici, înmulțești numărul lor cu taxa pe care le-o ceri la început și obții veniturile din, cum le vei numi, vânzarea jocului sau licențe sau cum se va numi. Iar pentru ceilalți, prevezi ce? La reclamă presupun că veniturile vor veni din ce? Din afișări? Cred că... Adică nu sunt sigur cum se plătesc mai exact reclame, dar am impresia că sunt plătite diferit cele care sunt apăsate față de cele care sunt doar afișate. Ca să nu ne complicăm, pur și simplu estimează un venit mediu din reclame pe client, care presupun că ar avea sens să fie puțin mai mare decât suma pe care o plătește un client ca să n-aibă reclame. Că pentru tine complicația ar fi mai mică dacă îl plătești și nu ai bătea capul reclame. Deci presupun că te-ai aștepta ca din reclame să obții un pic mai mult decât obții de la cei care plătesc. Păi ar fi și normal, că mulți ar zice că nu vor să plătească, sau unii care ar putea că nu. Nu aș pune un preț mare, dar nu pot. Ok. Prețul încerc să-l estimez în funcție de, evident, ce găsești pe piață și de studiul pe care îl faci. Pe de o parte, vezi ce răspunsuri îți dau oamenii, cât ar plăti ei pentru un joc de tipul cu tare, încerc să-l descriu puțin în întrebare, în două, trei cuvinte, sau eventual le dai un exemplu, un joc de ca și nu știu care. Te gândești că o să faci ceva cât de cât comparabil. Da. Sau un al doilea reper va fi prețurile pe care le cer operatori existenți pentru rol de joc, cei care cer ceva pentru a te juca. Și așa vei stabili prețul tău. Estimezi, cum am spus, numărul de clienți, îi împarți pe cele două categorii, aplici prețul pentru cei care plătesc, prevezi o sumă un picuț mai mare pentru reclame, pentru cei care nu plătesc și încasez din reclame, și așa estimezi cele două categorii de venituri, din vânzare licențe sau din reclame. Și asta este. Bun. Asta am vrut să spun. Uneori din ce veni veniturile nu e foarte clar. Și aici Claudiu are de gândit cum e mai bine să fac. Să nu pună deloc taxa respectivă și să încălzeze mai din reclamă. Sau nici din reclamă, să nu vândă reclame, dar să vândă ceva în cadrul jocului. N-are de unde să știe exact care va prinde mai bine variantă. Dacă pune taxă la început, va speria mulți jucători. Dacă nu pune taxă, poate vor juca mai mulți și poate îi agață. Și vor rămâne jucători pe termen lung și poate câștiga în reclamă. Sau vor cumpăra lucruri de la el pe seama jocului. Nu știe sigur care e cea mai bună variantă. Ar mai fi și o variantă de mijloc, să zic așa, care ar fi valabilă pentru ambele versiuni. Să spunem că jocul e, nu știu, zicem, varianta gratis, poate tu vrei să ai niște chestii în plus. Se seamănă puțin cu ideea microtransacțiilor, doar că
nu-s văzute la fel pentru un jucător. El percepe, de exemplu, că are voie să joace acest joc când, nu știu, are multe save-uri, adică mai multe puncte checkpoint pe care urmează, pe poate vrea să mai încerce cu un checkpoint anterior, dar nu, are maxim doar unul. Eu îi dau mai încă unul dacă îmi donează, nu știu ce, sumă mică, dar na, pentru fiecare se adună. Da. Bun. Deci, pentru data viitoare, vă rog frumos, fiecare se va gândi la lista de venituri pe care afacerea lui o generează, tipologia de venituri. Încercați să finalizați ce am făcut până acum până la piață. Pe data viitoare, încercați să vă stabiliți tipurile de venituri pe care afacerea le generează, cum am discutat acum, și tipurile de cheltuieli pe care le veți înregistra. Materii prime, mărfuri, personal, impozite și taxe și așa mai departe. Și dacă puteți, pentru veniturile și cheltuielile mai importante, încercați să vă dați seama care sunt factorii determinanți, adică de cine depinde valoarea lor anuală. Data viitoare aș vrea să facem împreună cel puțin o simulare, cel puțin pe o afacere, să încercăm să estimăm venituri și cheltuieli. Și vă pun de acum, ca să puteți un pic să vă documentați, vă pun de acum câteva exemple, cum ar fi acesta pe care vi l-am afișat. Produsul vostru final așa va arăta. Veți avea câte un tabel pentru fiecare tip de venit, poate veți avea un singur tip de venit, nu zic, deci poate aveți unul sau două sau trei. Și veți avea câte un tabel pentru fiecare tip de cheltuială. Cheltuială cu chiria, cu salariile, cu ce mai fi, amortizare. La final, preluăm toate veniturile și cheltuielile într-un buget de acest tip și tragem linia și calculăm rezultatul, profit sau pierdere. După ce am făcut aceste lucruri și l-am configurat estimarea așa încât ea să fie funcțională, da, o validăm, copiem pur și simplu fiecare tabel, da, din Excel. Îl copiem, îl punem frumos în Word, în planul nostru de afaceri, îl aranjăm în pagină și sub el eventual scriem. Veniturile în vânzare de tort au fost estimate pornind de la ipoteza că capacitatea de producție anuală va fi de 6040 de kilograme în condițiile în care s-ar lucra așa și că prețul de vânzare pe kilogram va fi de 70 de lei. Deci ceva într-o frază sau două fraze explicăm cum am fundamentat estimarea veniturilor din tort. Am terminat, copiez următorul tabel, îl arunc în pagină, aranjez, scriu sub el ce am pus, ce am făcut acolo. Deci așa aș vedea acest capitol de planificare financiară. De altfel, așa și fac personal în practică. Dacă aveți întrebări, vă rog să-mi spun aici, nu mai intru efectiv acum să mă pun să fac simulări, că deja e și 10 și nu o să mai avem, cred că, timp. Data viitoare, peste 2 săptămâni vreau să spun, toată întâlnirea asta vom face. Vom face simulări. Bănuiesc pe una sau două afaceri o să apucăm să facem simulări de venituri și cheltuieli. Ideal ar fi să veniți cu ele pregătite ca structură, ca și factori determinanți. Și atunci cineva care are aceste informații, putem să facem împreună simularea. Întrebări, vă rog frumos, dacă aveți până aici. Ce înseamnă profit? Da. Bun, atunci. Ne vedem data viitoare. Da. Da. Ok. La revedere. Încercați să avansați planul de afaceri. La revedere. La revedere. La revedere.